Mamă, o cameră din astea să-mi trântesc și eu pe live ar fi top. Bă, e frumoasă rău asta. Se vede Să bine moară rău. bine dacă ți arăt într-o Mamă, cameră. Avem... înțeles, dacă... Bine, de fapt, live, cred că ai mai văzut, poate ai mai intrat pe vreun live din ăla de-al meu, pe TikTok sau pe YouTube. Mamă, cum mi se vede stream cam meu de la Logitech să mă Am puși, văzut, băi. am văzut. Bă, e ok, nu pot să zic că e wow, dar mamă, nu mă dă pe spate deloc. Trebuie să-l bag în playlist, că după Cristian Vlas, salut frate. Mi-e place așa să-i salut pe toți, să-i mențin aici. Păi da. Trebuie să bag și jocul. EA FC 24. Poți să intri, stai că să trimit eu link-ul acum, da, pe Insta cu live-ul. Să presupun la live. Mi-e place așa să-i salut pe... Că după ne auzim dublu. Poate ai avut ăla pornit, mă, și nu ți-ai dat seama. Nu, seama, nu, l-am oprit, că aia? Mereu. Aveam mai multe microfoane băgate în alea OBS. Da. Aia era problema. Bine, nu mă pricep, așa mi-au zis ea. Ăștia. Bă, și eu m-am gândit că ai avut în Mixmaster-ul ăla, ai avut două microfoane băgate și s-a auzit dublu. Asta a fost nasol. Dar se auzea pe YouTube, pe TikTok, nu cred că se auzea. Nu știu, am fost live doar pe YouTube și m-am uitat și după, gen la reluare, să zici așa, pe tot pe YouTube. Și s-a auzit dublu, n-am cum să îmi dau seama da, la da, tot da. Ce s-a întâmplat. Pe YouTube oricum se aude diferit. Să-mi dai tag și gen, să-mi dai tag și pe contul meu personal, ce zic, ca să dau colaborare de aia. Ce părere ai de Ococea 90 și ea și în fundaș? Salut Alex. Mai întrebat asta și ieri. Salut Vlad 12. Ococea 90 20 de ca. Acum să zic eu sincer, dacă știi tu să joci, poți să-ți faci talentul cu el. Bă, în stage-ul ăsta din FIFA bănuiesc că e mort. E mort. 20K. E mort jucător. Bine, în afară de Van Dijk Gold, că ăla o să fie monstru etern până la... Ăla e legendă, să mor. Și ea și în fundaș, ea și în fundaș și numărul 1. Ococea e 80K, ăla de 89 e 20K. Ah, 80K, bine, te-ai salvat. Glumesc, frate. Tot nu e așa ok. Încearcă să faci pe cineva la SBC-uri, frate, ceva, nu știu. Ai multe posibilități. salut, ia. Hagi și Machelele 91. Zici ca și cuplu de mijlocași centrali. Hagi nu prea la... Are cum să zic, promoția aia nouă, dar nu prea la jucat niciodată mijlocași central. Bum. Alex Năstase 77, mersi frumos de țap-țapuri. Am băgat tot ce aveam la Iașin. Vlad 12 cu 130 de trandafiri. Te pup, ne-a dat 3-4 buchete, vă Romeo. Lămân Hagi sau Cam, da, Lămân Hagi sau Cam. Eu joc și striker. Pe mine oricine să mi-l dai că joc striker aproape dacă... Nu, știi care e chestia? Dacă are și body type din ăla bun, la CM trebuie să aibă și body type. Da. La Hagi chiar și să știe și să dribleze mult, să paseze da, mult. Da, e foarte important și pasatul. Deci da, poți să zici că mai degrabă poate un CM intră. Alex Năstase, mersi frumos de follow. O să se mai strângă lumea și le deschidem. Deși mie poza aia să pun pe story cu noi. Când le deschizi, bă, s-a răspuns el. Acum am realizat. Am uitat să-ți dau pu, N-are nimic, pun eu acum. Pun eu, dă-mi oricare. Nu. Asta iau pe asta. Mie cineva mi-a zis că Iași CB e expirat, frate, dacă Iași CB. Au dat acum, am început portarii să-i pună mijlocaj și fundaj de toate. Bă, da, Iași în fundaj central, credem că e bun rău de tot. Dar cum se transferă statusul lor, gen, de la fix cum arată, știi că alea sunt handling, kicking, da, se schimbă tot. Se schimbă în funcție, gen, arată în funcție de spațiu ăla, adică e pace primul lucru, e așa, mai departe, nu? Da, fix ca un fundaj central normal. Ce dubios. A zis Gabi, o colegă de-a mea de clasă, că ți-a aruncat așa un trandafir pentru tine. O sărut. Îi mulțumesc din suflet. Da, nu știu, ciudat rău de tot. Să știi că, uite, FIFA-urile trecute că 100% ai jucat și tu. Bă, orice puneai pe altă poziție, mort. Mort, 100%, da. Și dacă puneai un LM pe RM, tot se simțea... Bă, să zicem că și chemostriu cum e acum, parcă mai mult îmi plăcea înainte. Mă, mi se pare e top și acum. Înainte, pentru că erau mai stricți. Adică nu puteai să faci tu 1000 și una de combinații. Acum o să devină, știi cum e la alte jocuri, încep meta-uri de alea ciudate, de le fac numai chinezoi. Da. De le preia toată lumea ca să vai doamne, să joace mai bine. Gata. Promovări, joined from your short videos. Fă și mie o promovare. Stai să mai intre lumea un pic. Bă, băieți, când suntem, nu știu... Bă, la Icon, să deschidem Icon, nu? Vreau și eu 50 de inci, așa. Bună, Teo. Ravanelli. Bă, mereu, că mi-mi intre băiatul ăsta Ravanelli non-stop. Salut, Ovi. Că mai scrie și lumea pe YouTube, dar rar ori scrie pe YouTube, da, zic sincer. Da. Când mereu când intre băiatul... Mamă, să moară fata luna, e la 200 de trandafiri la 12.
Regele, regele bă, pe bune. Bă, Vlad, ești numărul 1. E un băiat care m-am cunoscut pe live și n-am dat follow pe Insta, am mai vorbit, am dat astea. Zici că-i contul meu, Vlad 12. Da, pe 12. bune, acum mi-am dat seama. Salut, Conacu, salut, Neo. Și băiatul ăsta de tot intră pe live la Vanelic, bă, mereu îl încurcu Rava când citesc. Da. Bă, și mi-am luat-o urât o dată că a intrat Rava. Bă, dar vezi că eu am dat de unii care mi-au intrat constant, am dat până la urmă de un băiat, bă, spuma lui Dumnezeu, nu știu cum să-l descriu, bă, mie acum nu pot să zic editor serios, bă, dar meditează clipuri, că vrea să exerseze, dar așa de nimic, știi, nu-mi cire, nu nimic, da, bă, da. Băiețași. Îți intră băiețași, să zici așa, da. Știi? Te pup. Am prins caca din 773, vezi că caca e numărul 1. Ce vreau să zic, Elena Mihai, mersi frumos de donații, mai un băiat de mintră mie la fel de scumpul după lume, bă, dar are așa un hal de nume, David Damantul lui Eli. Îl cheamă. Bă, și mă așteptam așa, un om la 30 de ani, are level 25 pe TikTok. Dura mult. Da. Îl sun. Ale level de donat. Da. Nu ți-ai dat seama? Nu, eu nu-mi dau seama că știi care chestia ți-am zis. Deci sunt trecut de pe... Bă, eu postam numai catenici din astea. Da. Wall content, nu live. Bă, și când am văzut, mamă, descurcă-te cu OBS-ul, ce dracu sunt iconițele alea, ce înseamnă aia pe YouTube. Mamă, păi eu eram mor cu aia, când m-au luat ăștia prima dată aici, mi-au, în fiecare săptămână, două, ei nu vin în weekend aici, da. Ca au liber. Bă, trebuia să vină mereu, să-i amărăcesc așa, să vină să-mi arate, că eu nu mă pricepeam. Eu nu știam să pornesc camera, frate. A, păi dacă îmi dai așa ceva să mă bată mama... E decât, deși atât de simplu e un buton, bă, dar e un decât un buton, dar bă, nu-mi dădeam seama. E adevărat. Bă, eu renunț și eu bag pe Olix. Dacă mă lăsai pe mine singur acasă cu asta, mă uitam la ea, renunțam până la urmă, ziceam, bă, pula, aia, bag webcam-ul, mă bag pe Olix, pe asta fac bani de aia. E adevărat, vine Mbappé pe OTM94, bă, frate, nu mă mai uit așa mult la leak-uri. Bă, nici nu-mi plac așa mult leak-urile, că strigă faima, strigă așa farmecul la joc, după părerea mea. Ramona Constantinescu, mersi frumos de țap-țapuri, când le deschizi. Mati 7, dacă dai share pe grupul de sintetic, pe grupul de resell, pe grupul de grupul clasei, de facultate, de oriunde ești tu, grupul de familie, și se fac vreo 30, deschid astea normale așa. Uite, mersi frumos, Gabi, de share-uri. Ce voiam să te întreb eu pe tine, steau și așa la întrebări. Ziceai că ești anul 3 la management, nu? Și anul 3 la management e ultimul. Că dacă la medicină și la drept e. De unde ai ales tu această facultate? Cum am ajuns la management, să zic foarte, foarte sincer, de dragul alor mei, că eu vreau să mă fac bucătar de mic. Bă, și eu la fel, bă, voiam, dar mi s-a dus pasiunea. Dar gătesc mult. Nu mi s-a dus. Știi care e chestia? La mine a fost nevoie, că m-am și mutat singur. Și a fost și chestia cu bunica mea, că a trebuit să gătesc eu la un moment dat, că se îmbolnăvise. Da, da, da. Dintr-o chestie, bă, necesară, că n-ai ce să faci. Bă, m-am apucat serios, să mă uit pe rețete, pe nebunii din astea, și chiar m-a prins pasiunea. Ia zi, are mea... Seama, familia clasică au zis, ei, ha, mă, du-te, da. Să ieși tu facultate, să ieși tu facultate. Nu zic că nu e bună, bă, facultatea e bună, dar trebuie să neapărat, din punctul meu de vedere, bă, să te duci pe ceva ce-ți place. Dacă te duci așa doar să fie, n-o să fie bun de nimic. Sau mai ales, uite, la ASE, dacă te duci, spre exemplu, la profile din astea mici, mi se pare că e foarte... E mort ASE-ul pe profil. Singurul... Pe profile mici e foarte mort, adică... Singurul ok... Nu pot să zic că îmi dau silința maximă așa. Și trec. Singurele ok sunt la cibernetic, da. Și la drept, atât. Și Fabiz și Conta, dacă te dedici. Fabizul la fel, din nou. Fabizul are foarte mulți elevi pe engleză, care deja au joburi mai bune, nu mai știu ce căcadă, sau au internship-uri din astea, că fiecare om care se duce pe engleză și așa... automat se interesează de internship-uri, să-și facă CV-ul cât mai bun. Și la Conta la fel. Poate să fie frecție, dacă copiezi de rup pământul în două, clar. Da. Poți să și copiezi. Dar dacă te dedici, dai și de prof bun. Nu pot să zic că sunt toți proști. Asta, ce vreau să zic și eu, are noroc gustului, îl și pe gustului, nu? Da, mi-a dat follow de la fazele alea cu Trezu, cu TikTok-ul când a pocnit. La vezi când a apărut Trezu, erai unele dintre elite, să zic așa. Vezi că erai printre... acolo în top pătreț. Bă, bune. S-a mai zis, dar știi care e chestia? Că nu simți. Uite cine mi-intră. Marcel, fiul lui Costel. Salut, frate. Deci numai numele de astea mi-intră mie pe alea, pe bune. David, amantul lui Eli. Vulcanizare te susține să devii bucătar. Doamne ajută. Bă, și mie... Cât de curând, eu chiar vreau să-mi schimb contentul. Bă, niciodată nu o să las catericile astea de râde lumea la ele, că nu e așa, știi? Că nu o să mai râde lumea la niște ori de ale mele. O să încerc să combin contentul pe care îl fac pe contul meu mare cu gătitul. Și da. O să fac și reel-uri din alea de gătit și o să încerc să combin caterincile astea, că îmi place rău să vezi că eu când eram mic, aveam vreo 5 ani,
Bă, făceam salate, bine, nu făceam, era moarte, zici că era o travă să mor. Ciorbă, îmi puneam apă la fiert, ce mișto, zice Ramona Constantinescu, o cunoști? E, cred că e de pe live-urile mele, te-am aia văzut zic. Pe alea de pe TikTok. Aia zic că n-am văzut-o niciodată la mine și cred că o cunoști. Dar din nou, intrați pe YouTube că e mai bine, pe YouTube, din nou, nu vă cenzurează nimeni, dacă aveți chef să înjurați, să faceți ce vrea sufletul vostru, pe YouTube puteți să faceți ce vreți, aici vă scoate și dacă nu înjurați, vă scoate cuvintele, așa e TikTok-ul. Eu când eram mic aveam 5 ani. Dacă mai strângem lume să fim mai mulți ca să vadă mai multă lume și deschidem. Zi, scuze. N-are nimic. Bă, dacă m-am formulat așa, Steli e un băiat ăsta, îi zic eu Shelly. Bă, dar are, bă, deci la el păstorii, dar nu zici că e Shelly. Are poză cu Porsche, așa ca lui Shelly, pe YouTube la Vlad, acum nu. Nu, sunt pe YouTube-ul de la băieții de la Egolazzo. Am pus link-ul pe story-ul de pe Insta. Ăsta are story-uri de la festivale, dar zici că el e owner-ul. Bă, și am văzut că îl cheamă Steli și de atunci îi zic Shelly. Bă, ce dai ta hate? Bă, îți dau... E un compliment după părerea mea să zic da. Că e un compliment pe bune. Bă, dar să și respecti lifestyle-ul, adică dacă așa ești, bă, să fii așa. Păi, adică să acum... Adică acum nu știu ce să zic. Te pupez, să-i tovarăși cu mine. Salut băieți. Haideți încă 6 ani și dăm drumul la tot. O ținem un pachet. Oricum, și dacă nu intră, ce trebuie? Dăm drumul. Păi dăm drumul oricum, dar eu cred că intră. Bă, short content frumos, le și filmezi. Da, da, știu ce zici, știu ce zici. Dar de obicei, uite, când fac eu, când strâng eu pachete, dar eu de obicei joc și Weekend League-ul pe live. Mai am 5 meciuri, le joc și după am pachetele, așa am păstrez duminica. Bă, și la un moment dat când se apropie, dar e că îmi intră vreo 8-10 așa, dar nu știu. Că îi salut eu în continuu. Să uite, salut Bede, salut Marco Florin, haideți cât mai mulți pe live că avem mare pe opening aici. Avem 5 picuri și 53 de pachete. Vreo 20 nasoale, restul de 30 sunt numai 83 ori 10, 84 ori 7, chestii de genul. 82 ori 20, chestii de genul. Ro, salutare tuturor, băieți. N-aveți idee cât a costat să-l aduc pe lungul. O avere, pe bune. Mulțumim la una că ai venit pe YouTube. Mulțumim frumos, Carola 6, salut. Haideți băieți, Daniele, dă și tu share la comunitatea ta. Daniel e un băiat la fel care s-a apucat de live-uri de curând și doar e foc acolo la turnee, la Cluj, la el. Foarte. Când le deschizi Robert HMZ, dacă ne dai și un follow, ești numărul 1. Și niște share-uri acolo, mai intră lumea și deschidem. Da. Cât mai mulți. Uite, încă 3 inși, din 17 inși, dacă dați share pe grupul de sintetic, îmi ziceți mie că nu intră niciunul. Salut, Marc. Asta da, ce... mă, și cu ăștia de mi-ai zis, bă, am rămas impresionat, nu mă gândeam că ți-era atât de mult. Value? Nu neapărat de value, dar fiți atenți ca să înțelegeți, înainte să dăm drumul la ea, am mai discutat așa de oameni pe care i-a chemat, că nu sunt singurul chemat, nu sunt vreo vedetă pe aici, așa. E, am mai fost chemați. Da, chem și băieți care... Bă, cu bun, simt și așa, bă, dar unii, bă, nu poți să zici că sunt mari rău pe lângă mine, unii dintre ei care s-au mai cerut. Da. Na, adică... Știu, cam mult. Emi ți-a venit? La băiețeală. Mi-a venit la băiețeală pe bune. Bravo, lui. Și chiar mai mi-a zis că, bă, și am și a zis că mă cheamă să vă dau așa un leak, pot să vin și eu la Fatal, dacă vii de la Constanța, frate, da. Mi-a zis că mă cheamă, ne-am întovărășit pe bune, mă cheamă la șprisuri, darea. Super frumos. Da, Emi știe să joace și, fără și niciun știu, joacă destul de bine, dar nu când, adică se vede că nu se joacă jocul constant, dar dacă îl bag cu un tovarăș de-al meu, știi cum sunt tovarășii ăia, zic că te sparg, te spulberă, dar le dai 8-0. Da. Bă, ăla se și ține de cuvânt. Da. Ceva de genul. Când are chef, George AMG, nu știu ce... uite, a intrat Claudiu Lungu. Bă, le deschizi tu, frate, că le-am strâns pentru tine să le deschizi tu. Începe cu astea, cu unul din 4, 84 plus. Începe cu astea mici, frumos. Poate să pice și ai când dă și, da, știi și tu, puțin probabil. Ia, Japonia! Să moară fata lui Nae. Ia-l pe bunucă. După rating. În 2002, acum 2 ani m-a și băgat în depresie. Ai văzut Sebeciu pe Todibo ăla, dar nu mai știu unde e. Gen, a fost la Barça, dar nu mai știu la ce echipă e. Acum e la Nice. Da, l-a postat ăsta Cosmin și a zis că merită. Eu l-a pus la 8 din 10. Ah, stai, am văzut. Ai valit, ai parcă. Că și omul e la Cosmin. E bun rău. Gherlă pe bune. Haideți voi, sunt mai mulți pe live, că avem și aici un pic. Asta gherlă, dar parcă crește nivel. Hai să zici din ăștia doi. Cât mai mulți pe live că vin aici pe cu 86, îți dai seama. Tot la... Goresca că e mort. Toți golzii sunt morți aproape, în afară de Mbappe. Na. Haideți, și în afară de Ronaldo. Ce este jocul ăla? Păi a murit... Trend la 86. A murit jocul și de ce? Pentru că stau... Bă, înainte... După o promoție aveai pauză, vreo săptămână, două, nu era nicio promoție. Acum bagă promoții non-stop. Păi îți bagă cartona și a murit jocul. Să știi că au făcut asta și pe 21, adică uite, gândește-te că au băgat promoția aia cu headliners.
știi, cardurile alea de, aveau un status prea plusat. Ah, da, 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 știu ce zici. După Halloween alea care toată lumea le dorea. Și după a murit. Și după iar a început. Dar prin Team of the Season oricum. Pink cards, da. Green cards. Păi oricum, oricum, acum Team of the Season, nu? Gândește că o să apară mai devreme decât anii trecuți, că a murit jocul. Da. Da. Sunteți prieteni sau doar colaborați așa? Doar colaborăm. Doar da, colaborăm. Am primit mesaj pe Insta și eu, cum am și zis, nu mă cred vreo vedetă sau ceva, bă, m-am uitat prin ele, am văzut cum sunt băieții, m-am uitat pe pagini și am zis, bă, de ce nu? Intru, doamne, ferește. Super băiețaș lungul, dar m-a scos un pic din buzunare. Nu știu. L-am gherlit de tot, nu are nimic pe la absolut nimic. Bă, oricum am venit așa cu un buzunar cusut. Bă, l-am avut pe Pedro Poro, dar oricum toți sunt morți aproape. Vă zic sincer, de rating sunt buni. Da. Ia-l pe Pedro. Așa, după statusuri, hai să zici Pedro Poro că pare da. Bun și... Da. Ia-l pe Pedro, dar deja am un rayback destul de bun, care Cosmin i-a dat 10 din 10. I-a dat 10 din 10 la Rhys James. Da. Bă, și în realitate e 10 din 10. Deci da. Ăsta îl consider că am și un prieten care e diehard fan Chelsea. Bă, dar rău, gen, are tatuat Chelsea aici cu aici. Da, da, mamă. Și are tatuat Chelsea gen cu negru. Are da. Tatuaj, bă... albastru cu roșu. Mamă, cu toate nebunile și a băgat culori pe tatuaje și știi că e destul de riscant la alte culori să-ți bagi. Ei, a venit el cu o teorie, dar nu l-am crezut pe cuvânt, îți dai seama că cine dracu a auzit de Rhys James acum 5-6 ani? Da, că o să bubuie? Că o să bubuie. Mamă, dar vă eram focat rău. Că o să-l pună în cur pe Mbappé când îl prinde, pe Vinicius când îi prinde, pe ăștia wingerii mari din fotbal. Bă, la lui, așa a fost, dar lui Vini nu prea a ieșit. Da, nu, așa nu a ieșit deloc, dar gândește-te că Vinicius a și zis în reportaje. Că cel mai greu Rhys James. Da. Stai un pic, ăsta de urmează acum. Bă, vedeți ce e? Mai stăm la o vorbă. Că e puternic, dați, sunteți 25 de inși, 25 de verișori primari, acum 26. Dacă dați share, îl deschidem. Dacă l-am ghirlit de toate stelițe. Robert HMZ, mai avem 50 de pachete după, frate? Eu zic să ai răbdare, deschide fast. A, păi dacă vrei fast, dă și tu share fast, frate. 30 de inși. Dă și un follow fast. Intrați, pe el cred că deja îl urmăriți câțiva din voi, dar dacă nu îl urmăriți, duceți-vă și la Lungul, la Vlad Lungul 12, pe TikTok, pe Insta. Peste tot. Pe YouTube nu știu cum ești, tot. Trebuie să-ți dau la și canalul. La fel, sunt la fel pe toate că și ajută, știi că te da. Găsește lumea mai. Ți-am pus uite, pe YouTube am uitat să te pun în descriere pe YouTube, dar o să ți-l pun după live. Ți-am pus TikTok-ul și Insta. Haide, Fabi 69, cu cât deschizi mai mult, cu cât vine și mai multă lume. Bă! Mai ai pachete după astea? Da, 50 și așa. Oh, 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 oh. Bă, hai de el. Dacă zic ei. Onoarea este. Oh, salut Teodor Capsali. Da. Teodor Capsali e cel mai bun tovarăș al meu. Mi-a făcut și dedicație. Da, nous. Să moară fata. Girl. Girl. Și asta... Bă, dar îți dai seama, care e chestia? Că îți dai seama după ei, gen, că nici... Da. Bă... În fotbal adevărat, mamă, legende și așa. Bă, dar dacă îl știi după body type cu aia, dacă știi că pe body type nu e bun în joc, gata, ți-ai dat. Bă, și a scris Stelis ăsta, fix înainte să deschid. Gherlă presă. Fix înainte să pun nasul. Bă, dar nimeni. Bă, doamne. Bă. Cantona, hai. Nu, că ea are deja două versiuni în afară de asta. A. Fai, e mort. Ăsta, dacă ai sub 91 pace în perioada asta, ești mort pe bune. Da. Ce vreau să te întreb eu, mai bun Xabi Alonso de la SBC. Xabi Alonso, păi da, Xabi Alonso la fel, are trei versiuni în față. Ba, te văd astea nasoale, le dau eu drumul la astea. Da. Și stai să vedem ce vine după. Ia uite, 85 ori să mai ia... 85 bun. Stai și nu se mai văd că nu le arată pe toate. Da. Haideți băieți că dăm drumul cu gol pe cur. De asta e ce vreau să te întreb, ce echipă o suport cu... Pe pare genul să nu te uiți. Am avut un stagiu în care am zis că bă, mă las de uitatul la fotbal în România, pentru că eu aveam o manie să pun pe marcator exact cine dă gol, că îmi plac cotele rău. Soliste. Da. Sau după ce da. Da. România, dacă se sezonului sau și tot sezonul de multe ori, la echipele din mijlocul tabelei, cu aia nu mai egal. Da, nu pe bune. Nu mai egal cu aia, m-am vezi norocit. Că Oțelul... Sau un gol pe meci, la ambele echipe. Oțelul Galați în primele 20 de etape sezonul ăsta a avut 15 egaluri. 15 egaluri, poftim. La ce fotbal să mă mai uit? Că mă apucă pandaliile când mă uit la ei. Am
să țin, cine-s mai interesant, nu mai știu ce. Pot să zic că sunt fan Petrolul pentru bunica. Și bunicul meu e fan Petrolul. Fan Petrolul și FCSB, da, pentru mine la ce m-am uitat eu la fotbal, bă, eu țin cu Steaua. Chiar îmi place foarte. Care consideri tu că e Steaua? Să te întreb. Ba, FCSB-ul toată ziua. Doamne, fratele meu pe bune. Fratele meu pe bune. Asta e o chestie pur și simplu de bani și mie mi se pare că banii n-ar trebui incluși în fotbal atât de mult pe cât sunt incluși deja. Da. Adică e aceeași janghină care s-a întâmplat, dacă mai țineți minte, așa, care v-a jucat FIFA cu Piemonte Calcio. Da, că n-au licența aia. Ăsta ce vreau să zic că e că, bă, să nu intrem, i-a cumpărat pe elefant ce se ia. Bă, rume, e fan înfocat. Bă, Bogdane, sunt pornite ambele mic-uri. Da, de ce nu se aude? Trebuie să vorbe... Care nu se aude? Se aude al tău 100%, dar trebuie să... Are noise cancelling de ăla și dacă stai un pic departe, e mort. Stai, stai că ți-l dau mai tare. Salut, salut, Nico. Alexander e colegul meu de aici, de la Golazzo, și Alexander Roberto e băiatul de a făcut thumbnail. Salut, băieți. Ăsta FCSB edit. Hai. Tare rău thumbnail-ul, super tare, îmi place cum editează. Ăsta ce voiam să zic, mi-a ieșit un băiat rău mai devreme că dacă deschid acum pachete, mai repede intră lumea. Cred că mi-a dat ghirlă să mor, că mi-au ieșit 10 inși. Da, ți-au ieșit 10. Alex Bălan, salut, frate. Haideți, băieți, când ai mulți. Nico, dacă dai și tu un share pe grupul de la Golazzo de pe WhatsApp, te pup. Hai, continuă și tu, că astea sunt mai ok. Mai nu-s foc, dar sunt ok. Continuă și tu. Bă, dintr-un jumbo, îl zic sincer, în 2018 mi-a picat mie Timo Werner Modric. Ăla a fost cel mai bun pack pool din ceva la care nu mă așteptam să pice. Mie, dintr-o promoție, nu mi-a picat niciodată ceva, în afară de De Jong, Football Day. După poți arăta echipa? Când te referi după? După pachete? După sau... pachete, să zic că mai durează. Durează. Dacă stai pe live, o să-ți arătăm și echipa, dar durează, că sunt destul de pachete. Bă, dacă aveți răbdare, vă fac și un review, două, cine vrea, dar dacă vrei să-ți arăt acum, zic că ți-o arăt acum. Că arăt-o eu acum, că n-are... Nu cred că nu... Cercu. A, tu faci așa? Nu știu, nu ți-i întrebă cu așa. Dă-i squad, dă-te. Faci bine ce faci, dar eu mă duc mai simplu de atât. Ăsta e squad. Uite, ăsta e. Pregătesc squad-ul pe footbin, aia zic. Ia uite, le-am arătat echipa, au mai ieșit 20. Bă, dar cardul ăsta chiar îmi place, sincer, îmi place cum am făcut în animație așa. Da, e tare. Mamă, de-aia i-a băgat și lui ăsta două versiuni încă. Da, știi care e chestia? Că, bine, poate mi se pare mai frumos așa, sau exagerat de frumos, că eu n-am mai jucat de mult. Adică când văd acum toate astea, zic, da, mai frumos, rău de tot. Dar ăsta chiar arată bine. L-am văzut și pe ăla lui Yaya Touré de anul trecut, gen Hero Yaya Touré. Eu sunt mare fan Yaya Touré, cu aia, băie, numărul 1. Mamă, pe bune, mi pe se bune. Pare că e jucătorul care are din toate. Nu mi se versatil, pare că, versatil. Mi se pare că nu e jucător pe pământul ăsta să fie avut la fel de mare echilibru ca el. Peste tot e. Da. Și în atac, și apărare, și pase, și tot și ce mie mi-a plăcut mult rău și la proclas mi-a plăcut mereu să joc CDM. A zis Nico să zic că a râs la videoclipul ăla cu Mahrez și De Bruyne. Știu și bă, eu că da. Ce la mi-a plăcut. A fost numărul 1. Da, a fost foarte bun. Salut, Robert. De la ăla m-am cunoscut cu ăsta, cu Cosmin. La ăla mi-a răspuns, a zis că sunt amuzat. El m-a băgat în seamă și mi s-a părut wow. Că de asta mi se pare că e și foarte băiat. Da. Că la nivelul lui, dracu, de câștigă turnee internaționale, mondiale, ce dracu mai câștigă și știe toată lumea de regele pe FIFA pe România. Mă bagă pe mine în seamă. Singurul care se bate cu el e Răzvan Puiu, dacă le știi. Da, nu știu. Salut. Și mi-a zis că e amuzant rău TikTok-ul, nu mai știu ce, bam, bam, și am început să vorbim. Și mi-intră pe live-uri, îmi donează și eu la fel lui, deci bă, bune, e super băiat. Băiețaș. Super, super băiat. Și, când mi-a intrat mie pe live, să afle și cei după live, am Răzvan Puiu și eu. Vezi că și Nico la fel, campion național la nu mai știu, FIFA 17. Oho, și vezi că și Lungu. Vezi că și el are istorie, mi-a povestit. Am istorie de la turnee și niciodată nu le dădeam acceptul. Și că la turnee și reau acceptul ăla. Dacă să te publicheze pe story-uri, pe live-uri, pe nu mai știu ce, niciodată nu dădeam acceptul. Că nu-mi plăcea deloc, nu știu, aveam eu o pandalie în cap. Nu-mi plăcea deloc să mă posteze, știi? Mersi frumos de follow. Dar am fost la Ario, la Nexus, la toate turneele posibile. Sau la de-astea, pur și simplu, să zici, și cu intrare gratuită. Mă duceam, rupeam turneele alea în două. Și toți banii de mi-i împrumutam sau îi aveam de, vai doamne, de la IMEI, îi băgam în intrări de la turnee. Eram obsedat. De la FIFA 19 până la 21 am rupt turneele în două. Vlad San Petran, salut frate. Bună Michi, bună, au intrat toți aici de lucrurile. Pare super de treabă. De Cosmin îți asigură el, la Lungu clar e de treabă. Îți zic eu că e de treabă. Grealish. Salut Alex. Bă, și Grealish mi se pare un jucător atât de luat la mișto, dar chiar e bun. Bă, e luat la mișto. E bun, dar nu-i justific prețul niciodată. Clar. Nici eu nu-i justific prețul, dar să știi că în mecanismul lui Guardiola face fix și zici.
Că de asta da. Și prinde minute atâtea, da. Pentru că chiar face ce îi zice. Nu e main jucătorul ca la Aston Villa de mamă, era mamă, atunci regele. Era regele pe bun. Știi care e chestia? E și de perspectivă, pentru că într-o echipă atât de mare când vii, din punctul meu de vedere... Mai ales ca City. Nu-ți permiți. Da, sunt prea multe staruri la City. Să vin eu Grealish, eu sunt cel mai pulă de aici. M-am să plec acasă, toți, nu mai mișcați unul pe toți. Nu mai știu niciodată lui Mărtii care l-am spus. Da, clar. Alvarez, zi-mă, nu ține de ăsta e regele. Ăsta e regele. Bă, deci ăsta ratează cele mai penibile șuturi. Bă, dar de la 30 de metri le dă bum. Vinclu. Pă bune. Și dacă are kitul ăla pe el cu Minecraft, îl știi. Da. Kitul ăla zice creeper. Ia uite, i-a dat la Marian, la moderatorul nostru, i-a dat un tricou cu Ronaldo și iete cu Messi. Bun. Unde aș putea să trimit echipa pentru un review? Bă, îți las aici, dar deja îți las mai târziu Insta-ul, că stai calm, că durează ceva, să n-am cum să-ți fac review acum, stai calm. Facem review-uri după, da. Deschidem pachetele și dacă e, trimiteți, îi trimiteți lui pe Insta sau pe ceva și ne uităm. În... Și cred că poți să-l pui și aici, nu? Da. Să se vadă pe stream, să vadă lumea. În Honolulu, da, pot. Stai un pic. Ne dă ghid. Ne arde, cine ne jefuiești? Vecinii? Ne jefuiește cineva? Vecinii? E un coleg, Vișan. Ghetele noastre, cât ai, Bogdane? Am făcut 14 sau 16, am jucat tot de la 3 cu 1 de dimineață, 2 ore, așa, în continuu, să am pachete să deschid cu el. Salut, Darius, ce caută Vișan acolo? Alex e, cum să zic, capo di tutti, di mafia, să zic, pe aici. Să ia doi fraze de care ți-am povestit. Și mereu mă scap când vine cineva în weekend. Și el imediat întreabă ce caută, că n-are să caute. Și le cam dau gherlă așa, colegilor mei, să le zic așa. Bă, mă duc la fotbal, scuze că nu mai posta, n-are nimic, frate. Ce zici, rege? Acolo la sintetic. Darius face sintetic, aveți că joacă și profesionist, Marian. Ce zic? Zic bine, doar colegi și suflete, dragi prieteni. Hai să continuăm cu pachetele, mai ia și tu. Bogdane, e sifon urât. Eu nu sunt sifon. Sifon. Bai, să ne dea și nou un carton de la special. Știi cum se numește promoția asta? Bă, la asta. Un roșiatic portocaliu, așa. Dar ai văzut cum am făcut thumbnail-ul. John Bidon. Gabi 15, salutare tuturor. Ai descând mai multe persoane. Tot ce e de băgat în club, bagi în club. Salut, mersi. Tot ce e de băgat în clubaj în club, ăia de la duplicate, dacă sub 83, cui? N-am ce să fac cu ei. Eu me chemo corazon. A plecat Vișan Michi, nu l-ai mai prins. L-am salutat și a plecat. Să vă plătească drepturi de autori. De autori, auzi la mine, autori. Gădavi, salut frate, hai să continuăm. Vă vreau să-mi dea... Ai văzut cum face speed? Speed, mi se pare unul a urcat. Bun. Vezi că mă urcă un pic, vedeți că mă urcă un pic lungul. A plecat până ajunge la parter, face o oră jumate. Sincer. Păi CSB, vezi că... Dar frumos rău pe aici, să mă bat la mama, m-am speriat puțin și pe strada asta. Asta mi-a zis că n-a văzut vecinii, că nu e din partea aia. Aveți un vecin? O încercare de becali, să mă bat la mama, ce casă are? Ce părere am de Akanji de 91, mă întreabă Alex pe YouTube. Bă, sincer, e un fundaș top, mă enervează rău de tot. Pe asta eu bagă-l în transfer list. 82 în jos. Uh-huh. Atât, restul. A întrebat Alex dacă avem vecini. Bă, aparent avem. Bă, aveți și pe bune cu apucători de becali. Vezi că e greu, rău. Înseamnă că am ratat unul sau doi. Bă, stai că ăsta e mai top. Ăsta e mai top. Dă-i, da. Ăsta nu, poți să le dai pe astea, poți să le dai pe astea. Stai că poate să mai... Sau, dă-i orice. Uite pe ăsta. Ăsta e lejer, dar poate să pice ceva. Poate să-mi dea un orice aud. Dar vezi că ăla nu e trebuie să-mi dea un orice aud. E fodăr, că portarea am, nu-i problemă. Italia, dacă vezi că-ți pică și e gold, îți dai seama dacă pică o specială? S-o las tot, cred că îți dai seama. Da. Am zis-o ca la păcănele, să mor. Ăsta, Italia e mort pe... Bine, animația specială dinainte, să știi că nu-mi dau seama exact, îi dau discard? Da. Nu, n-am răbdare. Nu mai țin minte, că pe la fiecare FIFA știi și tu, că e o chestiuță micuță pe acolo la care trebuie să fii atent și le uit. Maică, mă duc 3 goluri, dau unul pentru tine, unul pentru vulcanizare și unul pentru mine.
Să dai acolo. Nu mai știu unde făceai fotbal, Mariane. Cred că la... Nu, e din Galați și aș fi ipocrit să zic Oțelul, că sunt multe academii. Dar succes, frate. Dă-i, continuă. Deci, dacă avem noi academie la care am fost eu din București, se numește Milaneto. N-am auzit Milaneto? Viața mea, era una din Dristor. Tu știi că Milaneto și chiar era pe bune, că gen avea ceva contracte cu Milano sau? Nu, avea cu... Avea... Ai, dacă există și Valencia, am tot, a zis mersi frumos de follow și de tap-tap-ul, nu știu cum te cheamă, ca emoji să mor. Bă, fii real, dracu, păstere, ce faci, măi? Da, păstere. Uite, ăsta-i băiatul de care zice, ghiți cum a lui Dumnezeu. Băi, numărul 1, cum a venit, a zis, bă, am nevoie să editez, că vreau să editez. Numai calde a băgat de tine, Costele. Bă, numai calde. Susțin, tovarăș. Cristocea, salut frate, ce voiam să zic este că, mama, mi-am uitat ideea complet. Discard sau îi bag? Ia vezi, bagi, bă, și silverii bagi, da, dar atât timp cât nu sunt duplicate-uri. Constric, salut frate, haideți să continuăm, haideți și noi ușor, că o să vină pachete de alea bombă, da, și voi un șer și haideți cu tap, tap, tap-uri acolo, ce rupețile. Bă, oricum nu, gândește că am zis vreo 100 de ultimate, pe puțin, pe auta mea. Da, așa, ideea aia, că ai o șansă. Regele, R9. R9 ne-a picat acum. M-am mins de oră cu pachete bune. Bă, ce mă, n-ai văzut ultimii pe 83x10, 84x7? N-ai văzut ce bunăciune de jucător Cantona, mă. Da. Cel puțin liber. Dar nu, ăsta e bunăciune de jucător, Ferran Torres, R9. Da, tat. Îmi zici acolo ce îți dă normal, frate. Denis CDF, salut, frate. Mam, stai am uitat ce n-ai văzut. Ah, da, că au postat ăștia, au făcut ăștia un TikTok și întrebau lumea unde joacă fotbal. A luat pe unul la interviu de la Mol, Nafi, ce zic, pe banii, mănânci un meniu, un pui mei, ce zic, nu? Pe cine? L-a luat pe un băiat random, da? Așa, cum fac? Bă, și a aflat că e fotbalist, nu știu cum au vorbit, și ei la unde fac fotbal? La Valencia. Și era în București. Și tu sunt comentarii, bă, bă, uite, da, bă. Ești tu, bă, există Valencia în România, da, ești... Există e Valencia în România, e... Există la Academie de Noviții de străini și în România. Sunt, nu știu că sunt doi români așa numai la Madrid, dar... Ba da, ba da, e capitanul din ea. Sunt, la fel, au fost în România, la o academie... Care au contract. De real, dar da, are care contract. Avem multe academii, doar că asta e chestia, că trebuie să fii pulă, sincer. Da. Trebuie să fii pulă de șmecher să ajungi acolo. Trebuie să te și ții bine, dar trebuie să ai și câteva pile un pic. Știi care ajung mulți și mi se pare că au un contract foarte puternic ăștia cu ei? Românașii au contract foarte bun cu ăștia de la Atletico Madrid. Sunt mulți tineri era... care ajung, dar nu ajung în main football. În Italia ca... vezi că sunt foarte multe la fel, dar dacă îți vine să crezi, eu am făcut parte din liceul meu, liceul teoretic Eugen Lovinescu. E un pic dar nu știu ce e din Danemarca, echipa asta. Puseini, dar vezi care e pace. Nu pixel. Dar vezi că un uniform costă în perioada asta, e singurul card de scump, indiferent de rating, pentru că ai nevoie de la SBC-uri, e orice uniform și de 79, 30 de K plus. 79. Ăsta, bagă-l în club, bagă-l în club, îl țin. Bagă-l în club, că-l țin. Că e scump, bagă-l în transfer list. Da. Voiam să zic că Drăgușin a fost în liceul teoretic Eugen Lovinescu, dar că era și gimnaziu. Bă, și eu nu știam, decât acum am aflat peste câțiva ani, că eu jucam fotbal cu el în fiecare pauză, să mor. Da, tu știi, bă, asta e o chestie oricum urâtă, rău de tot. Bine, nu zic că e legată de femei sau așa, e legată de fiecare om, în general, pe interese, știi? Uh-huh. Am avut fete care au fost ori în liceu, ori general, ori chestii de genul cu care am mai vorbit așa, din prietenește. Mamă, și ziceau numai de-alea, bă, dar mă jur că în liceu și în general nu-l băgam în seamă, că n-am dai seama, n-avea succes. Dar și acum... Mama, acum toate, că mamă, că ce ne cred, că Radu Drăgușin, că nu mai știi. Știu ce când zici. Când ajungi din mainstream, când ajungi cineva, zici. Mamă, că ce ne cred, acum că nu m-am dat și eu la Radu Drăgușin. Dar știu ce zici. Asta e interesant. A, oricum, degeaba sunt mai de la el care gagică Voromiu, care tot din cartier de la mine e. Și dacă n-avea gagică... Da, tot. Cred că are DM-ul plin, Voromiu. Ia, a zis Tedis că la el în liceu a fost Florinel Coman și Enes Ali și mai mulți. La mine în liceu a fost Ronaldo. Bă, vezi că Ronaldo are două clase, bă. În caz de nu știi. Da, așa, îți înțeleg mișto, dar vezi că are două clase, că arunca cu scaunul în ăla. Îi dau pe Excel și două... Da, dă-le, că am o grămadă de 84. Lehan Burger. Bă, Lee Hamburger, cred că ăsta e restaurant. Suntem agenție de marketing, Lee Hamburger, da? Când ne sunați, facem o schemă. Call. Mie? Call. Call me. I am hungry.
Gaming is the escape for reality. A dat join la live, să moară Val. Bă, mai mintre o câteodată unul cu numele Kylian Mbappé, Jude Bellingham, bă, și vorbesc așa în chat. Eu iau la mișto. La mine a fost Daniela Crudu, fără glumă. Bă, zic sincer că nu știu cine e Daniela Crudu, Nico. Nu știu cine e Daniela Crudu. Tu știi cine e Daniela Crudu? Nu. După nume nu o iau. Și la școala generală Andra Gogan. A, deja... Bă, eu am fost la același liceu la care a fost Gogan. La ce liceu? La Jdeu? Da. Mamă! Și am văzut la un moment dat într-o pauză. Salut, Robert! Am rămas, nu că șocat, am rămas traumatizat. Și am filmat un episod cu aia pe holurile, sau ceva, melodie, băi, cu aia. Și era să apară în clip, bă... Tu aveai boală, pe atunci. Boală, dar era cringe rău de tot cu aia, mamă. Andra Gogan, da! Sau nu mai știu ce. Dar știi care chestia? Că am avut și prieteni care au dansat în clipul respectiv. Eu Bă, da, s-a cam luat cafea. Și după aia am zis la un moment dat, dar nu mi-a mai răspuns că de rușine, nu mi-a mai răspuns, că i-am dat replica, vai, doamne, am zis, om în pula mea, iar plângi că nu-ți mai dă Gogan bani, sau ceva de genul, că s-a luat de mine că aveam e-mail-ul în descriere. Da. Că vai, doamne, că fac eu foamea, că n-am e-mail-ul în descriere. Șere, frate. Și mi-am pus e-mail-ul în descriere, nu pe chestia asta, ci pur și simplu că mie oferte din astea, uite cum ai zis tu, să vin pe stream, nu mai intrau. Îmi dădeau oameni mesaj, nu zic că mă căutau o grămadă, bă, dar unele gen de la cantitatea pe care să zici că dacă dau un story amuzant, eu fac 5.000-6.000 de view-uri. Dacă toată lumea reacționează cu ha-ha, hi-hi, hu-hu, se duce mesajul în pulă, nu mai văd, nu stare, știi, și poate mă interesează. Da, da, da. Și am zis, bă, în caz de ceva primesc mail-uri și am primit mail-uri de la așa cu tatuajele când ți-am zis cu barcă. Și acum l-am întâlnit în față, n-am spus. Continuă. Că s-a luat așa în pula Dominică, știi că și pe mine mă văd mulți de hater, vai doamne, dar eu nu mă iau de ei dacă nu am un motiv bun. I love Milfa, intra pe live, salut frate, dar ce vreau să zic, bă, și ce are dacă pune e-mail-ul și pe interes? Da, nu știu nici, n-are. Până la urmă, aia e ideea, omul nu vrea să trăiască, n-are și un scop în viață. Păi aia nu vrei și tu să ai sponsorizări, cu aia? Cum să menții contentul, asta e și chestia, că uite mulți, stai așa, mai spuneți-le oamenilor, uite, da, pe bune, intrați pe YouTube. Că e Ramona singură. Că e Ramona, e și Alex, cine o mai fi, sunt singură. Sunt sigur că sunteți mulți burlași pe aici, sunteți mulți, Marian, uite că tu ești în foame, sunteți mulți care ați avea o poftă la meniu, o bucurie, să vă zic așa, de ați vrea să intrați pe YouTube. Da? Da, și Ramona, vedeți că nu caută așa pe orice. Cât ai scos la weekending? Nu mai știu dacă... 14, 100%. 14, că știu că m-am oprit la 14. 84. Bagă, din 84 ori 2? Nu mai știu din ce am... 83 ori 2. 81 ori 2. Bogdane, când o să ajung la un T, o să te țin minte, la un United, vrea să zic. Boss, normal, frate. Mi-am făcut gagică, bă, s-o port sănătos. Dracu din YouTube se face Tinder. Bă... Dacă intri pe live-urile lui Imogen Fram, cum se cuplează aia pe acolo? Haole, pe bune! Sunt 4 sau 5 moderatori pe care știu eu că s-au cuplat de pe YouTube, mă jur. Deci nu e ceva ciudat, dar se întâmplă, dracu, cine știe? Ce voiam să zic este că... Da, ce-a voi acolo, țap-țap, că mai avem un pic și facem 5.000. Și... este. Franța. Le summer, le summer. Ăsta mi-a intrat Imogen pe live, la primul meu live cu invitat de Team of the Year. Am strâns, nu mai știu, 200-300 pe live. Am avut pe Coponic oricum imens, sute de pachete. Am băgat și, managerul 500 așa de euro de la el să mai deschidem cu FAPoints. Bă, dar nu i-a picat, ne-a dat gherlă, bă nimic. Bă, și am văzut acolo Imogen 30, join the live. Mi-a picat cerul în cap, dar băi, oricum, eu... Ah! Trebuie să fac SBC, că de ăsta de 88 mă doare sufletul să-l dau. Ba, dă-i skip, că fac eu repede un SBC. Bă, eu vreau să mă combin cu Bogdan. Să moară fata lui... Bagă-l sus! Bine, ne-a salvat să mor. Bine, rău de tot. A zis Ramona că nu caută pretendenți.
Nu mai veniți pe YouTube. Nu, veniți pe YouTube, dar vă uitați aici, da. Cum o să vorbiți ce vreți voi. Da. Asta mă enervează la, uite, la TikTok, spre exemplu, îmi zic multe persoane dacă mi-intră, sau să zici că am o seară de aia în care mi-intră lume. Că le banează comentariile. Le banează comentariile. Da, degeaba. Că scrie cum. Da. Și în engleză... Că vai doamne, e și... jurătură. Salut, Vali, salut! Ăsta, Vali ăsta, să-ți fău, să-ți fău, băiatul ăsta, Vali, acum, suntem pe live. Nici în aerotipică, nici în extremizivități. Bă, ăsta e de la David Amanta lui Eli. Ia uite ce nume are acum. A schimbat fără... A zis că, n-a adonat mult, dar eu sunt sigur că a adonat mult. Ce voiam să zic, nu că cu cât donezi mai mult, cu cât crește revolul, deci, nu există. În funcție de cantitate. Dacă nu mai donezi, acolo rămâi. Da, da, da. 2000 de euro, a zis. Și are, vreo... regele. Câți ani ai? 15-16 ani, nu? 17 ani, ceva de genul. Regele, pe bune, regele, fă-mă, mă, salut, frate. Bă, să zic că oameni de genul, fii atent că mai ajută oameni. N-ai 24, nu cred că ai 24. Am la 2000 de euro, de unde, dracu? Păi da, ideea e că am auzit vocea, bă, mi-a intrat pe live, dar nu cred, o fi David, dar stau. E, bă, și eu, uite, fac săptămâna viitoare 22 și, na, n-ai zice, vai, doamne, nu știu, eu nu mă uit la mine și zice că, bă, ăsta face 22. Bă, eu credeam că ești în anul întâi de facultate, să zic. Asta zic, vezi? Când faci? Pe cât? 12. Să țin și o mică. E și chestia asta, cum îi zice, a, stai liniștit, mă, că n-am eu de astea cu la mulți ani, că nu mi-a zis ăla la mulți ani. Am eu de astea să zic eu? Nu, că vreau eu să zic. Da. El este invitatul special, da, prost, vezi că e regele prost. Bă, la fel, eu când am făcut fotbal, dar m-am lăsat că mi-am rupt, că m-am luxat gleza, am frica aia de accidentare acum. Nu mai joc așa la contact. Bă, îmi plăcea așa mult, bă, să fiu... ca și cross, dar nu 50 pace, că e morvărul meu pe alergare. Eram așa, nu știu să zic, un iaiature, dar micuț rău, că aveam un metru, în a șasea, în a șaptea, aveam un metru 50-60. Era micuț rău și ea era la fel. Salut, Remus! Exact, e enervant rău, zice Ramona, dar aia cred că a venit și pe YouTube, legat de comentarii vorbește Ramona. Că le banează, la mulți ani. Mulțumesc pentru 12 aprilie. De la asta mi-e duma mie cu 12. Am avut numărul, noroc, bine. E și un backup de care nu sunt atât de mândru să zici. Dar nu e, vai doamne, o greșeală mare pe care o faci în viață. Bă, măcar cât ești asumat și nu bagi de rupt pământul în două bani. La un moment dat mi-am băgat toți banii pe care aveam pe mine pe numărul 12 și a picat. Pe bune? Da, eu am, nu, uite, e un film, se numește parcă 35 sau ceva de genul, despre numere norocoase și așa. De la ăla am început să cred pe bune, că sunt numere pe care le întâlnești mereu. Eu mereu când îmi deschid telefonul, e și 12. Sunt născut pe 12, cum îi zice, data mea plus data lui maică mea, nu mai știu cum era, dădea tot 12, ceva nebunie, știi? Adică chestii de genul, dacă întâlnești un număr de prea multe ori, poate să fie numărul tău jinx. Știu ce zici. Bună, Eva, mersi frumos de țap-țapuri. Te pup, Eva. Ce v-am zis, bă, și eu cred, dar numărul meu așa, eu sunt născut pe 2 iulie. Neața Carmen, eu sunt născut pe 2 iulie. Bă, câta oară? Zic că e la fel 3, dar eu sunt născut pe 2 iulie. Bă, luna pică 7, dar să zic că numărul meu norocos e 7. Costel Biju? Să moară fata luna, hai că e Costel Biju. Erați-mă. Eu îmi doream să fiu, vezi că și eu am fost portar, de-aia mi-am rupt mâinile, mi-am rupt mâna, am avut întorsă la școală, peste o săptămână mi-am rupt mâna și la fel, peste o săptămână de la prima cealaltă mână rupt, nu e, dă să fac repede, nu se vede. Sau poate el a dă-ți a picat prima dată, trei de ori. Mi-am rupt mâinile de 3 ori consecutiv în 3 săptămâni. Nu mi-a venit să cred. Asta e controllerul ăla de căcat. Ăsta merge, nu? Da. Ăsta nu prea mai merge, butoanele că... Pac. Ce voiam să zic? Nu știu ce de ăsta să facem, să mai dăm pentru un icon? Că eu cred că putem să-l facem, hai că mai dăm de un icon. Robert HMZ, ia, ce-a zis Costel? Da, nu, a zis că a făcut plonjon după minge și a dat direct în bară, bă... Tang! Cum să zic? Eu... Data viitoare poate nimere și mingea. Eu când eram mic nu mă jucam numai cu de aia, de 18 ani, și de băgau bombele de alea, de îmi rupeau încheieturile. Da, și eu dai seama, la țară mereu se întâmplă chestia asta. Dar ai văzut cum... Kindle-ul, dracu, prindere toți malacii. Ai văzut cum au portarii mâinile după ce, când se bufon, ai văzut cum au degetele acum? Rămân, toți au mâinile spintecate. Ah. Nasol rău. Bă, știu că toți fac chestia asta, uite.
2000 așa. A, sau asta, eu zic așa, aici sunt morți, legete, morți. Da, eu am chestia asta, dar mi se duce mâna urât rău de tot. Mi se duce prea mult în exterior. Ce am luat din aici în cantona, frate, mai facem unul acum. Stai să văd ce pot să sacrific. Uite, l-am și pe ăsta, acum văd. Ăsta e destul de bun. Ce ai luat din Icon? Am luat cantona. Cantona. Cantona, da, cantona. Da, slab, slab, slab. Cantona, dar nu cantona nou, alt da, nu cantona. Ăla nou, gen ăla de 90, ăla care e cam gherlă. Bun. Hai că am făcut și... De asta e Bernardo Silva, e Bernardo Silva, ca ai doi. Ce-ți dă la ăsta? Ce tot, nu, SBC e la fel, ai că un pic. Oh, super. Stai să-l băgăm pe ăsta în club și îți dau să continui. Haideți băieți când am luat pe live. Așa pățesc și eu. Stai că nu voi ce zice. Mamă, dar mă sparge comentariile. Așa pă... Da, și pe mine mă rupe inimioara aia că... Așa pățesc și eu. Așa. Eu cu 7. Mi-a... Da, nu știu, și mie mi se pare că e o chestie. E o chestie la mijlocul asta. Mie mi se pare că funcționează. Adică da. prea des păi mi s-a întâmplat. Și eu cred. Mi-a dat match under review și nu mi-a dat win. Ce să fac? S-a dat... N-ai ce să faci. S-a dat în frângere. E zero. Bă, asta nu pot vorba, frate, că mie să ia la egal sau mi-au DNF când câștig. Bă, da, hai să zicem că la DNF înțeleg la disconnect. Chiar dacă nu-i treaba cu netul meu, bagă-i pe toți. Dar când câștig și când e egal și iese ăla sau mă bate și iese, să zicem că poate nu ia pica netul. A ieșit el de nervi că nu a mai putut să joace. Bă, eu nu înțeleg de ce el primește înfrângere și o victorie nu. Da. Aia mă frustrează rău. Aveam 3-0. Avea te... Ai nasol, frate, ce pot? N-ai ce faci. Și am așa pe... Ai, frate. Haideți și noi, că o să vină pachete bombă ușor. Vezi când rămân numai pachete de alea bombă. Sonaldo. Mane care mi s-a părut și a stricat un pic cariera când s-a dus la Bayern. Da. O, vezi că, ai, vezi că cred că ai deschis pachet bombă, că nu cred că a picat așa ceva din 83x3. 80, nu, 85 plus 3 am deschis. Mai deschide de-alea nasole, mai caută de-alea nasole. Okay. Și să lăsăm pastea bune să așteptăm să mai intre lumea. Am primit DNF la 6-1 meci de promovare în divizie. Uite, small prime. Da, sunt merge. moarte. Alea cu 83. Sunt moarte cum mi-a picat. Adică eu cred în ea șansă. Cred în ea șansă, zic sincer, să-mi pice ceva. Dar cred și în aia cu... Crezi că există oameni care sunt pe blacklist pe FIFA? Legat cu pachete să nu le pice, bă, nimic. Da. Că și mie mi-a picat. Nu oameni, ci console. Da. Eu cred că există console da. Blacklist, da. Sau pentru conturi. Pentru că gândiți-vă că eu când am trecut, deci de la când am făcut trecerea de la Xbox la PS, mort. Nimic. E mai deși mi-a discut. Continuă. Deci când am făcut trecerea la un moment dat de la Xbox, când mi-a picat. La ce? Mamă, vezi că poate iau foa. Sezonului am rupt gura în aia, avea un dribbling, avea 99 control, 99 dribbling, 99. Dar și Modric în fiecare fa a fost bun aproape, dar la toate din 18. Parcă a fost primul jucător cu 90 plus la toate. Da. Și după restul de jucători buni pe care să zici că i-am mai avut în squaduri, i-am făcut doar puză, frate, numai SBC-uri, numai nebunii pe PS. Și după am trecut iar pe PC, mi-a picat. Team of the Year Hakimi mi-a picat odată back-to-back pe PC. Mamă. Mă întreabă X-Men dacă îl fac pe Hagi Food Birthday, nu frate, nu. Adică Saba da, o să-l fac de haz. Alex Banu, salut, salutare tuturor, bă, mie mi-a picat anul trecut, a apărut Ronaldo prin perioada asta a jocului, la fel aprilie, a apărut un Ronaldo Nazario 97, bă, mi-a picat tot anul, bă, am și video, bă, am urlat, bă, făceam ruletă, știi ruleta, nu? Bă, când am văzut că sunt la Striker Brazilia, eu am luat toate țările nasoale, luam pe, și am ajuns la ultimul, și mă gândeam, bă, eu am ratat pe cineva. Nu venea să crezi când am văzut da. Acolo a picat Ronaldo, mi-a sărit inima. De atunci, să moară fata lui, nimic. Numai jucători așa, poate unul de 800 de cadă, 700 de cadă, dar imediat se fac 200. Da, și mie netul, stai liniștit, doar atât am pică. Salut Marus! Pe ultimele FIFA urmă e netul pică. Aia, cred că o să rămânem cu vreo 15 pachete așa, 10-12 pachete bombă rău și după mai conversăm, mai alea, a picat iar regele. Am toresele, chinu. Vezi că facem noi mișto ce facem, dar are statistică un pic. Bă, când era la City cu aia, bă, ce potențial, bă, sincer. Da. Bă, nu s-a ridicat la așteptările mele deloc. Și mai uite, și ai zis de ăsta, că am schimbat subiectul fără să ai zis de Mane și la Mane. Și Sané. Sané la City. La Bayern, mi se pare că iar, deci... Eu consider că dacă ar fi rămas, chiar cu tot cu sistemul ăsta de mamă, câte pase se joacă la City. Sané, Bernardo Silva. Sané în pase.
Mie mi se pare că la City, la cât de inteligent ca jucător este Sané, dacă rămânea, ar fi fost extrem de bun. Extrem. Sané, de fel, e un Bernardo Silva, dar cu viteză și cu un șut nebun rău de nici tot. Nici chiar atât de tehnic. Da, da, are, Silva, are o boa. Are tehnică, dar nu Bernardo Silva, că Bernardo Silva e cel puțin regele, că ia dacă l-aș dă 3 ori la rămân. Aia, da. Ciuciu, da, e bun de SBC. Mai facem un Icon acolo la Haz. Și eu vreau să văd un meci între Real și Mike Tyson. Între Real? Ce a zis? Cornele? No, e Costele, 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 scuze. Pateu, vrei? Vreau și Pateu, salut Pateu, vrei? From short video. Iulian, salutare, vă rog, punct. Bă, dacă vreți să veniți pe YouTube, că e calitate mai bună, dar e delay-ul mult mai mare, să știți, dacă veniți pe YouTube. Tot dacă ne numim, Regolațo și Vita. Bă, dar nu... Vita nu... și rating-ul. Griporaș, salut frate. Loris. Loris, cât are, mă, acum de 83, s-a dus, s-a transferat și în MLS. În cap s-a dus de mult. S-a transferat și în MLS. Da, asta am văzut. Păi a început să fie rezervă la Tottenham, total. Ion. Vicario. Vicario, cred. Bun, rău. Bun, rău ăla. Ce, bă, dar e Pai la fel, mi se pare foarte bun de când a plecat de la Barça. Da, nu s-a ridicat așa, nu s-a ridicat. Nu s-a ridicat la așteptări, dar uite, gândește-te și la Leva, cât ei se dau pe tavă. Da. Și tot nu cât trebuie, știi? Și nu joacă și în stilul Barça, mai ales așa pe pase pe astea. Eu am impresia că dacă vine Julian Alvarez la Barça și Mbappé la Real, Aia da. Da, ce părere ai de, crezi că o să se ridice, crezi că o să fie așa, nu știu, să-ți dea un vibe? Bine, Messi versus Ronaldo, nu o să mai existe vibe-ul ăsta în viața mea niciodată. Nu. Dar se apropie măcar Endrick cu Lamine Yamal? Se apropie așa la jumate? Bă, mie îmi place mult rău. Așa, da. Bă, da, ai văzut fiecare postă cu Endrick, dar nu zici că, bă, să moară. Zici că pe bune e Pele, să mor. E făcut să fie regele. Da, pe bune, coaie. Da. Nu vine să cred. Da, bă, cum arată omul ăla. Dar are și niște picioare, o predic. La cine e acasă? La cine e acasă? La Liverpool e clar că e minim egal Liverpool. Bun, Larisa e o colegă de-a mea, de la liceu. Flavius Ioan, salut frate. Bă, dacă e la United acasă, ori se descurcă United și face meci frumos și câștigă așa strâns, ori își ia bătaie de lăsare terenul în cap. Eu cred că le dă, indiferent de deplasare sau acasă, cred Liverpool. Că le dă asta, cum îl cheamă. Vezi că McAllister cu terenul în cap, United, formă e. Mamă, McAllister, vezi că nu prea m-am uitat la el, nu? Tu știi mai bine, văd. Să dai highlight-uri. Nu știu să zic sincer. Nu, la highlight-uri nu. Nu. McAllister, golul de acum, nu mai știu, 2 sau 3 zile versus Sheffield. Bă, n-am. Bombeu, deci n-am. Direct în vincul, n-am avut ăla ce să-i facă. Și la fel, și la mulțumesc la asta. Premier League, nu prea-mi vine alt transfer acum în cap, dar s-ar putea. Bă, nu cred că au dat. L-au luat gratis sau cum a făcut? Am uitat. Nu, l-au luat cu undeva la 35. Nu, ba, e, clar, se merită. Pentru banii din zilele astea de fotbal e pomană. Deci 35 de milioane e pomană pentru aia. Ce să deschidem? Să rămână numărul 12, special pentru tine. Un 84x3 să rămână numărul 12. Și după așteptăm să intre așa lume pe live să le deschidem. Alex, salut, frate. Grilișiar. A 12-a, eu, da, mă duc și la facultate imediat, la marketing, Doamne ajută, la universitate. Ia uitați aici pe ecran cine a picat, regele. Phil Foden. Phil Foden. Îți place mult rău? Vezi că e în formă imensă acum. O să ajungă mare. Stai să vedem dacă avem ceva. Bă, dar îți place kitul ăsta lui Real? Bă, îmi place. În realitate aș vrea. A fost o ediție de E3 a Realului, mi-a plăcut mai mult aia. Păi, și asta e foc, dar ai dreptate, aia veche era mai... E tricoul ăla de la Ajax-i pe Liverpool și uite, știi ce-mi place și la Ajax-i? Bă, zice pe față, nu sunt originale kiturile alea, da. De le are. A zis, bă, na, mai stai, dracu, la kituri, tu te duci la fotbal. Păi dacă dai, frate, pe un tricou cu Bellingham acum, cred că e 10 milioane pe puțin. Pe puțin, bă, merită să ții unul de-ți place rău de tot și nu mai știu ce firmă. Mersi frumos, Ramona. Te știi că așa, e greu. Salut, Ștefano. Bă, băieți, când suntem la fel peste 30 de oameni pe live, ia uitați haldă pachete aici. Aladin, Puu, la decal.
A intrat pe live. Adrian 17, Mario Munteanu, pică poezie 100%. Ah. Parcă aș vrea un roman. La BAC tu știi dacă îmi pica mie poezie, nu știam nimic. Eu vreau roman. N-am învățat. N-ai învățat? Băi, eu la BAC la română vă zic cu mâna pe inimă așa, dă-mă mai știți să vă uitați la mine, bă, n-am învățat o poezie cu aia. Dacă îmi pica poezie, lăsa-mi gol. Pă bune. Nu știam nimic. Bă, la mine mi se pare mai... Știam tot ce era de proză, nu conta, le spărgeam pe toate și de-aia am și spart că mie mi-a picat comedie, mi-a picat ăsta scrisoare. Oh. Că ăla parcă era comedie. Da, da, da. Sau dramatic, ceva pe dramatic mi-a picat. Bă, dacă îmi pica poezie, moarte curată, nimic, nu știam. Da. Te pup, frate, spor la pecuri, mersi, pică testament. Băi, eu la eseuri mi se pare, la poezie, trebuie să bagi multă vrăjeală de la tine dacă nu memorezi. La un roman mai bagi vrăjeală că povestești. De exemplu, dacă îți pică ăsta, cum îi zice, dacă îți pică plumb, bagi din alea de depresie. Da, acolo scrii, băi, știi cum e mimul ăla cu ghiuna de scrie pe caietul ăla de foc, cu pixul de foc? Așa e, să mor. Numai supărări, cu dușmănie. Eu voiam testament și a picat Ion ultima noapte. Păi tu când ai dat bacul? Ion ultima noapte. Anul trecut a picat Ion. Sau acum, și acum 2 ani. A picat Ion de 3 ani. Ion a picat de 3 ani la rând. Da. Da. Și nu că... ce voiam să zic? Ce faci cu bacul în 2024? Bă, să știi că și eu când acum, până acum un an... Pentru joburi de-astea gen basic, să zici că poate nu-ți găsești ceva pe alura ta, să știi că bacul e foarte important, pentru că se cere. Dar facultatea, în schimb, dacă bă, nu te duci... Bă, acordă multe cu aia, îți cunoști. Acordă multe, bă, dar în diploma, care, în momentul în care te duci pe ceva care nu are legătură, poți să te piși pe aia. Da, adică bă. Dacă te duci pe ceva care are legătură, da, clar, fă facultate, că ajută foarte mult, doar că așa dacă nu ai treabă cu ce te duci, de ce să faci? Bă, lăsând diploma la o parte, eu consider în viață, cunoștințele sunt aur, după părerea mea. Stai, cunoștințe sunt aur. Nu neapărat. Da. Și... Dar trebuie să dai și de profesor care să fie interesat, da. Nu să țin. Dar lăsând, uite că eu am avut noroc, cred că sunt la un liceu privat, că am intrat când am dat examenul de 8 în 2020, când era full pandemie. Uh-huh. Au rămas, cred că 40% din cei care au dat examenul au fost și note de 8 și 9 nerepartizați. Nu erau locuri. Da, 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 da. Și a fost printre ei și la a doua repartizare a fost... Bă, te chema la școală cu unul pe apel video și te repartiza pe loc. Da. Și până să ajungă la mine s-au terminat toate lucrurile din București. Mă. Și am zis, bă, decât să mă duc la profesională, liceu privat, scot ai mei din buzunar, dar o să îi și răsplătesc cu siguranță în viitor. Da. Și am avut noroc la liceu ăsta privat, bă, am un domn de geografie, bă, influencer, să moară fata lumea. Face live-uri, bine, s-a apucat recent, bă, dar a avut casă de pariuri, bă, a lui. Bă, și așa mai mergem la el, mai arată așa. Ia uitați aici biletul ăsta. Băieți, ce ziceți? De claște la pariori. Salutare, Andrei. Haideți, băieți, înapoi pe live. Haideți să fim și noi 21 pic să ne revenim. Zic și eu că dacă dați share frumos sau dacă vine Ramon acum 2 minute să facă un plus 1 pe TikTok și după se întoarce pe YouTube, foarte frumos. Nu o să afecteze cu nimic, oricum, da. Mai intră lumea, cine știe. Ăsta... Mie mi se pare că pe TikTok intră mai forță să faci noaptea. Da. Noaptea sau seara dacă faci, clar. Intră bine. Bă, dar aș fi făcut asta dacă nu... Stau aproape în afara Bucureștiului. Nu, n-ai cum să vii din Domnești. Vii din partea opusă. Oricum opus. Nu o să zic zona, dar da. Departe. Da, departe. Știu departe, ce rău de tot. Bă, lasă-mi, bă, o oră să moară. Păi, cu ce ai venit? Metrou și pe jos. Gen, pe jos, metrou și pe jos. Mă plimb cu mașina, dar pe mine mă apucă pandalile și îmi place să mă plimb. Că oricum, da. Eu gândește-te că am zile în care, acum că m-am lăsat de sală, că n-am mai putut să merg la sală, mai merg pe jos, mai lăs la un alergat, mai nu știu, mai știu ce. Când șutez zilele de alergat, zic, bă, gata, nu pun mâna pe volan, merg pe jos și mai fac și niște pași. Tare. Eu când, uite că și eu, bă, eu înainte eram, așa acum sunt slab, dar înainte eram mult mai slab. Mm-hmm. Am pus vreo 10 kg. Bă, și de la sală, chiar dacă, bă, cardio nu e recomandat când vrei să pui masă. Bă, dar vreau ca să te definești. Bă, eu de la sală am vreo 3 km până acasă, 2 km. Mm-hmm. Bă, o zic că cine dracu vine să-mi dea cheie. Merg la sală la Ghencea, lângă stadionul CSEA, poate în viitor al FCSB, Doamne ajută, și stau pe undeva prin drumul Taberei. Eu de acolo fug până acasă, chiar dacă am tramvaiul fix lângă, chiar dacă tot. Eu până de acolo fug până acasă. Bă, chiar dacă se rup, bă, după o zi de picioare, nu mănânc, atunci nu mai fug. Da, s-a făcut seară, băieți, cât stați să deschideți un pachet.
Bă, frate, eu ți-am zis, uite, au venit înapoi 20 de oameni. David Vișan, salutare tuturor care intrați, hai, dă-i drumul înapoi, vizualizează ce aici de deschis. Bă, și alegi ce vrei ultimii tu. Pe acum, deschis ce vrei tu. Plimbatul e underrated, nu? E perfect. Opa, sunt două liber. Și unul tradable și unul untradable. Iar, iar mega pe. Pa, Reza Mohdi, salut, salutare tuturor care intrați, veniți cât mai multă lume. Că rupem aici pe discuții, pe conversații, pe Caterin și poate ne rupe și cu un jucător. Cosmin, sătămân, salut, frate. Și eu, și eu mi-am luat-o. Stai că de la asta, ai niște... Mă că e prima dată când aud. M-a căcat pe mine. Bă, că e... Da. Nu cred că ați auzit voi, dar se auzea cum dădea cu undița să mor. Ana Maria, bună, băi, băi, pe bune, băi, băi, fratele meu. Bă, dar știe cineva jucătoarele astea, mă, să mă bată, mă. Mie nu-mi place că le-a băgat. Bă, și mie mi se pare destul de ciudat. Dar făcea separat, era perfect. Bă, separat era tare, chiar era tare. Casti Popa, salut. Bă, și în Pro Clubs. Nu, super. Știi că în Pro Clubs da. Ești tu. Dar poți să le schimbi tu, poți să le schimbi tu. Da. Aia e ok. Bă, în dar... Pro Clubs e și nasol că, uite, dai, de exemplu, poți să faci body type-ul și mai mic. Da. La ele. Aia, da. Și după devin foarte enervante că e greu să le prinzi la face, da. E greu să le iei de la minge și așa mai departe. Mi se pare deloc balansat ce s-a întâmplat. A intrat mama pe live, bună, bună. A intrat mama. Frumos, mai îndă și a țap-tăp-tăp să vezi pe mama. Nu fac, dar e mor. Mama de n-a rupt de la început când veneam aici, vă zic și el. Arată despre 92 dribbling, 95 pace. Arată, da, nu, joc niciodată. O să intrăm să deciur. Mama la început când veneam aici, bă, de nu... Da. Pă bune! Da. Bă! Bun! E tradable, poți să-l schimbi. Nu e untradable. De... No. Nu, dă-i lui, de X. Ăsta, gata, da. Dă-l în sus, da, mă, super. Da. Aia zic, restul dă-i, restul dă-i. Restul, la revedere. Ia uite, Adriane, păi dar ce, nu mai zic, acum deschid pachetele. Ce mai? Bulanul de moțeni. Dați și voi share că vin. Ia uitați aici haldă pachete ce avem. Pă bun, mamă, ce a deschis vorul. Bă, Dalia, m-a spart. Trebuia, speram. Moară. Oh, bun. Eu nu-mi dau seama, trebuie să-mi zici tu. La edițiile astea statisticile. A? Bă, regele. Regele, dar nu mă așa. Mă așteptam să fie invers, invers. Prima dată. Da, mă așteptam să văd un Araujo de ăla de 90. Pentru mine, regele. Ce voiam să zic, mersi frumos mama de donații. Ăsta, bă, arată bine, dar rămână, sunt mulți rămână. Care arată bine acum. Dar sunt ieftin rău de tot. Ia, dă-i, bagă-i pe toți în club. Stai, nu. Mă, dă-i în jos. Vrei să te uiți la ăla? Da, vreau să-i dau compare price. Ia. Yeah. Stați un pic. Tamaș Bogdan, salutare tuturor. Bă, sau unul în chat până mă duc eu, poate știe cât costă Viali ăla. L-am văzut în echipe la mulți. Dar asta înseamnă că, nu înseamnă neapărat că e bun, înseamnă că e și ieftin s-ar putea. Că uite, l-am pe ăsta, l-am pe ăsta care după părerea ta n-arată un pic decent. Bă, da, all-round așa, are și medium high, 30 e bun. 30 de care. Nu-mi vine să cred. Era mai bun dacă avea low. Bă. Ratingul e bun. Ratingul. Foarte bun, facem, vedeți că facem icon pack. Facem icon pick după... La 10.000 de țap-țapuri deschidem următorul aici un pic, să știți. Avem 6.300 până vorbim noi, până alea se strâng 100%. Ia. Da, 1.86. Bă, ce vrei tu? Hai. Eu le-am strâns special pentru tine. Mersi frumos de țap-țapuri, tot te dau țap-țapuri. Da, și poate cineva, doamne, ajută. Cineva spate. Au pierdut ceva contract. Da. Haideți pe YouTube, că e mai mișto acolo, aveți încredere. Haideți pe YouTube. Iubim în parede, de la Barcelona. Deci nu știu pe asta. O știi? Exact. Barcelona oricum e singura echipă bună. Am început să mă uit la feminii pentru că joacă bine. Bă, sunt bune. Bă. Gen domină maxim fotbalul, scena de fotbal, da. Feminin. Ăsta, ia că îi dăm și lui Ramona. Dar știi care e chestia? Și îți și place că e și dezvoltată industria la Barcelona, că nu vezi greșeli din alea. Fotbal de Liga 1 s-o vezi, da, pe da, da. Scapă minge, știi? Bă, la Barça e fotbal cu aia, alea sunt... Bune. Ia de WX, de sau de mie. De ce voiam să zic, bă, la Barça oricum. L-am schimbat. Nu e, Barça nu e, și bun. Cine? Lyon, cred că singurele echipe, da, de feminine. Da, Lyon le-a bătut într-o finală de la Spart. Cine era, mă, de mi-a picat Pop? Gata, mi-am mintit. Ascultați-o pe Ramona, vedeți că o să vină... Ia uitați ce facem acum, încă un icon în pic. Vedeți că la 10.000 de țap-țapuri am zis că-l deschid. Salutare tuturor care intrați. Bă, și ce mai voiam eu să... Întreabă-mă orice. Te întreb ce dorește sufletul tău. Ce poftește inima mea?
Bă, nu știu. Și dă mini intrat în industrie, ți-am vorbit noi înainte. Da, bă, da, da. Dacă ce... nu e așa, gen, nume pe piese, clar, nu o să dau nume pe piese să fie nesimțit. Da, aia știu ce zici. Dar, bă, unul, bă, ai rămas vreodată șocat că s-a uitat unul așa mai mare la TikTok-ul tău? Nu. Niciodată? Să știi că de la, de când au început ăștia care mai știu, ești pe ăștia de influenceri de mai stau în Cosmopolis? Da, toți. Mare parte din ei, când îmi apăreau, la un moment dat aveam, nu știu cum, TikTok-ul mi-a arătat prioritar, acum nu mai arată prioritar, nu știu de ce, oamenii care aveau deja conturile mari, care îmi dădeau like. Am început să-mi dea like Gami Mădălin de ăștia. Da, știu ce am zici. Am văzut că îmi dădeau. Gen, eu m-am obișnuit să-mi dea, dar nici nu sunt băgat în seamă la colaburi și la chestii de-astea. Sunt 100% sigur, pentru că sunt tipul ăla mai agresiv de content creator. Știu ce. Bă, dar nici Gami nu pot să zic că face cel mai family friendly. Nici eu nu pot să zic că sunt, vai, doamne, mamă, cât de ne-family friendly sunt. Da, e și pe nepotisme, e și pe ăla-i prieten cu mine, ai că-l ridic pe ăla, nu mai știu ce. Bă, eu fac treaba mea, văd ale mele, nu stau să mă rog de nimeni să mă ia pe unde. Pe undeva sau să fac vreun colab de genul. Bă, când mă caută, vin cu mare drag, oricine, dacă îmi place colabul și așa mai departe, da? Nu, chiar m-am obișnuit, pentru că am mai văzut de ăștia. La drăguț, mi-a dat farul, mi-a dat mesajul de genul. Am dat, știu. Da, gata, știu. Regii, pe bune. Mamă. Gagicu sau fostul, nu știu, chiar nu cunosc atât de bine relațiile din industrie, să zici așa, din media. Alu Tequila, Edi Bradibura. Știu, acum e la Brandy, la Pro TV pe acum. La Pro TV, ăsta, nu mai știu cine mi-a mai dat mare. Dragoș Neacșa, cu el chiar vorbesc. Mamă, Dragoș Neacșa, mamă, cum să zic? Nu zic că vorbesc la modul, mamă, sunt prieten rău cu el, dar băi, dau mesaje, mai răspunde la ce pun, dacă deci, de mâncare. La două dimineața, când îmi apare pe foriu, mă uit pe tot contul lui, chiar dacă am văzut video de 10 ori, tot mă duc. Dacă like. Salutare tuturor care intrați, dați și voi share și tap, că vin să te apropii. Dacă dă unul mare sau mă bagă în seama de colab, îți dai seama, dragă, că noi fi... Da, mă, ce pulă sunt, să fac arfe de alea. Nu, îți dai seama că fac eu bine, mă, sunt și eu bun. Da, astea, dar nu m-au băgat așa mare în seama, sau cel puțin... Bă, nici, eu m-am băgat în seama cu ei, dar nu ei cu mine niciodată. Ori n-am văzut de la astea, cum îi zice, cum ți-am zis, că am unele zile notificând, dar nu văd, bravo, sau unele zile n-am și îmi dau. Eu sunt foarte atent, știu că mai era cineva în afară de Imogen, bă, și Petrescu Cosmin. Bă, dar m-am șocat cu Imogen. Imogen se uită la TikTok-urile mele pe live-uri. Imogen, pe bune? Da. Vezi că e băiețaș, e băiețaș și... Da, vezi că e băiețaș și pe Imogen, nu? Și pe Emil Nepot? Ăla cu experimentarea, nu faci acum băiatul doar de editor, de face una de chestii. Când încerc să postez cu gătite într-o oară. Regi. M-am dat, tat. Regi. Ăștia doi, tat. Ăștia doi ce au ridicat. Aia zic. Acum rog, ăsta. Yes. Poate face și noi o colaborare așa la... Că și eu vreau să... Bă, pastele. Bă, numărul unu. Bă, deci să-mi fac... Eu am multe idei, dar le țin pentru mine, că sincer mi-e frică să se ia. Eu nu dau din casă. Am idei bune rău. Eu zic de că felul de mâncare, dar n-aveți idee cum le fac. Ramona, zic sincer, când o să mai dezvolt canalele și așa din socialele mele și o să vină și mai mulți bani să am, să închiriez, să fac, să drag toate astea, o să dau drumul la gătit mult mai serios, pentru că o să am nevoie de locuri în care să chem, că eu nu o să pot să fac la mine acasă la ce idee am. O să am nevoie să chem să fie două platane din alea mari. Ca un fel de concurs de gătit, asta e singurul lucru pe care zic. Bă, dar uite că ne-a dat să moară 88, 89, legat de asta cu loc, vorbim noi după aia și cred că te ajut eu cu un loc. Că avem, ți-am zis că băieții ăștia au multe șpârle. Când o să fie cazul și o să dezvolt mai ca lumea, exact, un fel de Robert. Să faci un șef la cuțite cu influencer, să mor. Asta e chestia, ce vreau să zic. E mai important mai întâi să-mi fac relații decât banii, că banii mai fac rost de ei. Banii mai fac rost de ei, că ai mei au încredere în mine, mă mai ajută și ei, că nu zic. Am avut noi momente proaste ale vieții noastre cu banii și așa. Dar ne-am ridicat, ușor, ne ridicăm împreună. Pot să mă și împrumut pentru contentul de genul, mă jur că mă și împrumut cu aia, îmi fac datorii de să mă caute cămătarii. Mă jur la ce da, așa sunt și eu, crede-mă. Dar ce idee am în cap pe chestia asta de gătit, mamă, să mă caute toți cămătarii din România, mă știu. Băi, eu nu prea dau de multe povești de genul. Stai să mă, dacă... Pe live voiam să zic, acum pot să zic că și eu am avut doar 3 la cămătare, ca să nu mai fie mama pe live. Da, intrat. Aoleu, glumesc. Nu, da,
N-am avut nicio frate, da, făceam la Caterinca. Să se înțeleagă... Făceam la Caterinca. Să se înțeleagă aluzia. Da, eu ziceam că nu vreau să cine dau... Cine face cea mai bună pastramă? Bă, sincer, bunica mi-o face pastramă foarte bună, dar nu știu dacă e pe gustul tuturor. Aia, păi, ești... Da, ideea e că te-ai obișnuit și cu gustul de când erai mic. E mâncare, mâncare de familie, frate, care o să, mereu o să-ți convină față de... Ia, fii atent, 86. Ha. Bă, dar vreau să văd un ceva special, vreau să văd și... Dar vezi că și... Ia, Anglia... Bronz, de la parte. De 87. Shopiz, te pup Shopiz, un alt streamer de FIFA la rândul lui, te pup Shopiz. Salut, frate. O să colaborăm și noi și cu Shopiz, nu? O să-ți dau și ție mesaj, stai cam. Dragoș Florin, George, salutare tură. Mai avem 4 pachete, dintre care să moară baby, a dat în ele, nici nu s-a gândit. Iar Anglia, iar Gold, dacă e tripli. Arnold, parcă l-am. Deși e dublu, haide. Cred că se întorcea, trebuie să ai răbdare, ia. Se întorcea? Da. Ah, ok. Trebuie să ai un pic răbdare. Că stai calm că și eu mi iau o rătuneori. Dai. Cât țineți live-ul? Păi bă, dacă vrea lungul după să dăm și un 2v2 la draft, să jucăm amândoi și să dăm și un 1v1 și mai, dacă mai e cineva cu review-urile, în bă, jur de o oră. Dacă îi dăm, cum îi zice, că mai trebuie să ieși cu cineva, bine, dar... Cred că mai e timp destul. Dacă îi dăm să jucăm amândoi versus de-aia online. Da, după... da. Când ne ține timpul. Mai stăm de vorbă, mai alea mai vedem. Îl mai ținem. Oricum. Să dai gâs. De-abia a trecut o oră, îl mai ținem, stați liniștiți. Stai un pic, Bogdan. Să-ți trimit cu echipa, Bogdan. Dai că îi dau... Dă-i și lui Vlalungu, dă-i și văd cu băiețași. Salutare, hai cu Pușcaș. Dragoș Florin, mersi frate, ia dă-i. 10.000 de țap-țapuri, mersi frumos. M-am uitat un pic la acolo, Tonali, știi ce a făcut Tonali, nu? Vagabond. E în spate. De data asta știu eu. Cipi, salut Cipi. Dar cine e? Bernardo Silva, al 7-a poară pe ăla e vas. Bă, fotbalist numărul 1, dar cartonaș de FIFA. Dacă avea cardul special, te nenorocheam. Da. Vezi că și cardurile lui speciale, bă, sunt bune in game. Opa. Fata, nu i-a dat animație cât costă, dă-i triunghi. 94. Vezi că arată bine. Dă-i triunghi. Dă-i cerc. Are și body type bun, că am jucat eu anii trecuți. Triunghi, dă-i pe el triunghi. Mamă, m-a speriat prima oară. Când am văzut 2 milioane. Da, bă, dar e bine, e bine. Dar e bun. E bine. Mersi foarte bun. Mersi frumos, Dragoș Florin, de follow. E Premier League Legend? Sau ce e ăsta? Da, e Hero Golaț. Hero Golaț. Bă, dar ne-au furat ăștia să moară Bibi numele, vezi, tot. Am la e Golazo, 2 carduri, Golazo. Da, ne-au furat numele, dar eu le-am zis la capo di tutti di mafia. Dați-le e-mail, că ne-au furat. Da, bune, s-a furat numele. Shopiz, mersi frumos de trandafir, frate. Bagă-i în club, bă. Vezi, bun, vezi că e bun, cred că o să-l bagă în echipă, zic sincer, că-l bagă în echipă. Și nu fac bine, mișto. Trebuie să vezi și cum... Că l-am pe Grilis și mie cam, a cam murit Grilis la mine. Mari Guanda. Două și după vine un icon pic, băieți. Îi dăm, că ai făcut 10K? Dă-i, că am făcut. Ha, dă-i. Și pe celălalt îl deschizi tu. Bun. Opa! E ăsta. În spate, stai în spate. O, vezi că-l știu. Vezi că arată bine, 92 pace, 92 passing, 95 dribbling, mamă, arată bine. Are și un playstyle de dribbling. Dar mă întreb cât costă. Mamă, e și ești tradable. Mai uns? Mai uns cu vreo 100 și adăca. Ah, 7. Dar mai uns. Dar mai uns, nu contează. Și un inform care vine e bine primit. 30 de K. Fica. Ăștia mai bag un 84, să mai am și eu acolo. Mai fac un 7K. Și-l deschid eu acum pe ultimul și veniți cât mai mulți pe live, că avem icon pic. Hai, mă, tot special. Hai, salutare, a intrat pe live. Pică și vine ăsta, dă-i. Moartea după lume. Hai, poate e în spate, cum a făcut la... Ciri, mersi frumos de follow. Da, poate în spate iar că Alin Hagiu, mersi frumos de follow. Salutare tuturor. Toți care intrați dați follow. 18 clinică, coai. GG. Mamă, toți morți. Hai să facem acum icon picu. Haideți cât mai mulți pe live. Florinel Coman a intrat pe live. Bă, vezi că pe acum eu chiar a fost bun pe lângă. Vezi că tu deschizi. Da, păi al tău normal. Păi ai mână norocoasă, văd. Te-ai gândit la 12. Ce vreau tu deschizi asta, să știi. Hai bine.
Că tu, tu mi-l... Da, dar mi l-ai... De-am dat eu... Nu, că de-am dat eu cu nasul. Da. Dau eu nouă spec. Vedem ce zice nasul meu. Poate are mai mult noroc al lui. Haideți, băieți, când ai mult pe live, că deschidem acum nebunia asta de... Nu iese cu 2? Hai, cu 85 ne iese? Nu ne iese. Stai că eu sunt de la chitros. Nu-mi place, vreau să salvez tot. Nu ne iese. Hai! Aia zic. Sebastian, salut, frate! Haideți cât mai mulți pe live, Federico, la 30 de... Hai că se fac imediat, îți zic eu, 30 de inși. Federico, salut, frate, la 30 de inși pe live să fim și noi 30. Dăm drumul la Icampic, doctor.doc. Ce crede? Vreți să facem stage reveal? Că unii vor, de multe ori. E gen, știi cum este stage reveal-ul, nu? Da, 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 da. Nu te uiți? Bine. Nu te uiți, pun, te uiți la status. Pun un tricou ce? Peste, pun eu un tricou peste și dau de aici jocul să se vadă. Hai, dați-i voi share-uri ăștia care mai sunteți, frumos. Ne facem 30 de inși, 40 dacă doriți voi așa. Dacă, vă dacă sunteți voi, voi mărinimoși. Dacă vă doriți sufletul. Da. Facem 40-30 pe acolo, 30-40 se vădurește inima. Picar 9. Doamne ajută. Vreți stage reveal? Uite, Alin Hagiu vrea stage reveal. Stage reveal, perfect. Facem. Cristi Mac. Dar mai strângeți oameni, mai dați câte un share. Și fac și eu, o să vedeți cu ce tricou fac eu stage reveal, că l-avem aici pe un băiat care e top, e topul după lume. Da, încă le-au fost. Era să-mi rup piciorul. Da. Regele. Dacă pică băiatul ăsta. Regele. Să moară fata lui Naia, dar nu-i dau tricoul lui dacă pică ăsta. Îi dau tricou. Sau dacă nu, dacă îmi pică Icon de peste 2 milioane, îi dau tricoul ăsta. Lung, nu cu ăsta. Îmi place cum am format. Stai mai liniștit. Te pup. Alin Hagiu. Stați un pic. I kiss you. Bă, dar îmi place peretele astea maxim cu aia. Dacă mă apuc de strâng, mă jur că trebuie să-mi fac și unul așa. Tare, vezi că stai rău. Dacă vrei ajutor cu tricourile, ți-am zis. Te ajutăm cu cea mai mare plăcere, frate. Uite, haideți băieți, sunteți. Nu vreți să vedeți și voi un R9? Sunt și eu curios. Mai sunt acum 5-6 băieți să intre. Dă-le un mesaj, frate. Îi chem frumos, le zici, bă. Hai, se va Călin, fotbal fan, îți pică Mitriță Thunderstruck. Bun, Cosmin CFC. Există așa ceva? Nu, nu există. Hai, mă, orice Mario DNI, te grăbești, vărul meu. Încă o persoană și da, deschide. Da, încă o persoană, la 30 a plecat. Am văzut 30 acolo, a plecat. Dați un pic să... Punem și noi ăsta așa și ți arăt... Poate se vede prin el, dracu. Bine, hai că e mai întunecat, poate nu o să, n-o să se vadă. Păi încerci tu. 30 de oameni, stați un pic că rezolvăm acum. Video capture, nu. FIFA Okin. Păi și cum fac și eu... Ce asta vezi, e. Vezi că e loc. Gat. Gat. În loc, așa. Să moară fata luna e. Dă-i. Îl deschide. În ghezana. Hai că se vede, să moară fata. Se vede, ți-am zis că se vede. Am văzut un... Da, da, nu știu exact ce e, oricum nu mă joc. Stețuri. 85 fizic. Primul din stânga sau primul din dreapta? Primul din stânga. Primul din stânga. 85 physical. E canjal. Dacă are physical-ul mare... E can... Dacă are defending... Ok, dacă e unul versativ, dacă e unul... Dacă are pace mult, goana după bani, așa îmi place intra pe live. Salut, frate. Dribbling nu e, e slab, dar are, poate compensează. E 80 de card, gold. 91 passing, e Gerard Future Stars. Vezi că shooting 91, pace 85. Vezi că overall... L-a știut exact băiatul ăsta? Nu, să vedem, vedem, nu știu. Overall arată bine. Cred că a avut dreptate. La ghici, bravo, rege. Nu, nu, bă, e bun. Deci, în sine primul, e bun. Deci primul din stânga a fost ăsta. Bă, el e bun. Motorul. Stai un pic. S-a mort tu că la fel physical cu aia. Sigur l-ai schimbat? Da. Sau... Ma, l-ai schimbat sigur. 99. Moară fata. Nu. Păi 99. Bă, cred că e Maldini, să mor. Ăsta nu, ăsta ori e Maldini, ori cana. Mor? Nu! Mă. Nu, nu, coaie! Bă, lăsați-mă, mă, pe bune! Dați-i voi follow cei care nu ne urmăriți. Nu cred. Dribbling-ul, ce? Oricum n-ai, te aștepți de la nu, un fundaj. Nu, te aștepți oricum. Șapte, e ok. Pace-ul contează, 74, da, e hero. Ne-am spart, ne-am spart, să mor, ne-am spart. Bă, da, ce doxe sunt și băieții de pe chat. Bă, la bun, așa eram și eu, mă jur. Bă, vedeam 3 statusuri și știam ce pică. Păi și eu, dar nu prea mi-a mai dat interes. Doxe. Ultimul. Doxe pe bune, bravo, regi.
67 physical. Bă, pentru mine ok. Promițător. Stamina ok. Pentru mine promițător. Manu 92 este alu, frate. Bun. 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 Mort. De ce? Da, dacă are body type bun în meta-ul ăsta, poate. Passing-ul la atacant oricum. Shoot-ul contează acum. E mort. E mort în cadă. Da. Pires. Pires. Ruină. Haideți, băi, stați să pun ăsta să centrez. Să centrez ăsta înapoi. Abis. La revedere. Dar oare îl luăm pe Gerard clar? Oare e 2 milioane? No. Eu chiar îți dau tricoul ăsta dacă e 2 milioane. Dacă era acum o lună, luai tricoul ăsta. Zi-mă că atât de bun era. Da. Acum o lună. Păi bine, se schimbă repede. Se schimbă repede dacă bagă ăștia prea multe ediții. Asta e și chestia care nu-mi place. Bă, dar oricum vedem, vorbim, negociem că ăsta m-a gherlit și dă bani. Dă tot m-a gherlit lungul. Poate plec și cu ochii umflat. L-am nenorocit cu deal-ul ăsta. Poate plec și cu ochii umflat și fără tricouri. Las că poate te aude vreo firmă, aude că cer mult, gata. Chiar în mine cu ofertă. Am zis ce-i pe mulți bani. Gerard de small win. Da, nu cred că intră în echipă, băi. Da, small W. Vă arăt echipa imediat. W's in the shop. Stai să bag. A, comparativ cu ce are pe echipa asta e și chestia, că nu-ți intră. Cred că singurul care să zici că-ți intră e ăla, dar ți l-am picat eu cu Golazo. Chiar e da, bun. Da, Kewel. Stai un pic. Uite să vedeți cine a picat. Ăsta e, pot să zic că cel mai bun, dar l-am scos. Ăsta da. E boom rău. Kewel în egalitate cu Gerard, dar Kewel mi se pare mult mai bun. Hai să vedem ce are pe aici. Le-ai cu playstyle-urile. Are 5 cu 5. Am văzut cât de cât ce mai sunt. E ok, ăsta e de viteză, are tehnică normal, driblează bine. Câtă stamina are? 84. O să moară destul de repede că n-are nici la normalul măcar. Power 7 plus, ok. Salut de luță. Rosiski, da, ăla de 92 e bun? Nu știu. Dă-i să vadă și ăsta după ce ar mai dai o dată la el. La care? La la stele. 5 cu 5 și high cu merge. Și aia e destul și de înalt. No, destul dacă pace. Dacă avea high-low, era top jucător. Dribbling perfect. Adică nu perfect, dar ce trebuie. Bă, e ce trebuie pentru... Adică sper că pot să-l joc left mid dinainte de meci. Că l-am... Bun, perfect. Și aute-l pe ăsta. Și ăsta arată bine și are finesse și eu mă joc mult cu finesse-uri și da. Are multe pe ball control. Dar 4 cu 4. A, nu prea. Hata, mi-e între fundaș oricum că l-am și pe ăsta. Numai fundaș stânga mea tot an. Roberto Carlos, Davis, toți mi-a dat. Oricum am mulți care ar putea să intre în echipă, dar sunt așa un pic diferiți. Să-l fac. Și uite, mi-a picat Rashford. Mi-a picat Rashford aici. Salut, bro, am prins Carlos Roberto de 93. Carlos Alberto, cred că Alberto. Sau Roberto Carlos. Roberto Carlos, nu știu, da, dar e foarte bun. Cred că zicea Roberto Carlos. Uite, ce, am uitat, mi-a picat Rashford Ice din pe acum pe un live, când era 3 milioane, 4 milioane. Dintr-un player pic de la Antrader. Și uite ce mi-a picat iar să mor. N-am ce să fac cu el. Da. E mort deja. E mort deja. Mamă, ce bine arată card designul lui, e tare. Da, e tare rău. Bă, așa în rest nu mai am, dacă vreți. Sau putem să facem încă unul. Ce mai poți să faci unul din ce ai? Bă. Da. Ne mai băgăm parcă, la unul. Parcă mai e unul. Parcă mai dau. Haideți că mai facem unul. Chinuit. O să fac chinuit. Dar ne descurc. Dar mai, nu cred că mai am voie să fac, nu? Nu cred. Da, mi-a luat. Am făcut tot. Păi și atunci uite ce avem de ales, un ăsta în care poate să ne pice un... Bă, zi tu care e cel mai bun, tu știi. Bă, poate să ne dea... Care... Nu, ce a tu zice? Ce a... Hero? Ziceți ce aș vrea să facă la SBC. Să mai 86 hero de ăsta sau campaign-ul? Bă, oricum pot să fac două. Nu, le fac pe ambele. Să mulțumesc... Da, le fac pe ambele. Haideți să le facem pe ambele, să mulțumim. Bagă un hero, poate. De ce joci cu Roberto Carlos în locul lui Davies? Ia vezi întrebare de la X-Men. Pur și simplu, părerea mea personală, pentru că eu am o iubire aparte față de Roberto Carlos. Poate îmi place și playstyle-ul, știi? Da, și îmi place să dau lovitura liberă cu el. Am 20 de goluri. Hai, zic, vezi? Na. Uite, eu, de exemplu, da, aș vrea cu Roberto Carlos, că îmi place să dau bully în bandă mereu. Da. La când mă apăr. Bum, haideți că facem repede ăsta și deschidem și un hero. Și eu aveam mereu strategie, încercam să trag jocul mereu să se joace în bandă, că știu să mă apăr în păi bandă eu, mai bine decât și eu, și eu, la fel, exact la fel, frate, sunt. Stai că am. Ba, grep, mamă, dar am ajuns atât de obsedat încât știu ce rating-uri îmi trebuie fix pentru un squad. Ma, eu sunt în urmă rău, dar și eu eram, eu înainte știi ce făceam rău, de tot sniperi. Sniperi? Da, dădeam sniperi la inform și odată mi-a picat, am dat snipe la un Messi. La un Messi. Cu bot? Nu, cu bot, eu.
Eu erai talentat la ore atunci. Din alea târziu, păi, bine, nu mai țin minte exact cum dădeam, că a trecut ceva timp, dar făceam într-o secundă. Da, facem și review-uri, Mario, dă un follow aici, frumos, și ne dai poza acolo, vorbim acolo. Continuă. Eu eram contaj de ăla cu coin și vindeam coin și cumpăram coin. Nu eram cu vândul de coin și eram cu sniper o grămadă și gândește-te că dădeam pe filtru ca să-mi pici numai inform și aveam bulanul, mai picau inform din aia, bă, deci îi vindeau cu 20k, dar ăla era 100 și știi, și atunci scoteai bani. Și am încercat și eu odată e să fac trading. Mm-hmm. Îl știi pe unul Remus Capruciu? Nu cred, nu. Prieten de-al lui Jepcar, știi că Jepcar, ca din ce am jucat ultimei băieți. Bă, eu Ultimate 19. Am jucat prima dată, da, tot 19. 19? Da. Da, așa serios? Și serios și 19. 23. Eu, imediat ce mi-am luat ăsta, cum îi zice, eu mi-am luat PS-ul, i-am zis mamei că iam PS-ul și fac bani din el. Că mama chiar n-a vrut deloc să-mi ieși, că zis că nu vezi, că nu mai știu ce. Vezi că-ți fac bani pe bune și m-am dus la turnee și chiar am făcut. Și eu la fel, bine, din turnee nu prea decât mi-am făcut respect. Îl știi pe Vedeanu. Vezi că ai pus Insta în spatele la, de la... Da, păi l-am notat acum. Okay. Îl știi pe Vedeanu? Ai văzut de Vedeanu? Nu. E un om talentat rău care a fost în Academia lui Jepcar. Mm-hmm. Dar am dat la el numai la fiecare turneu, bă, m-a tupănit. Nu mai avem chef de el. Nu mai avem, bă, niciun chef de el. Luăm pica la fiecare turneu. Bă, și toți îmi ziceau, bă, e o realizare să pierzi 3-1 cu el, chestii de genul. Că toți au vorbit de el, dar e vechi, ar fi trebuit să-l știi. Mi-au zis de el că, băi, dacă nu era viața extra sportivă, cum s-ar numi, era cel mai bun pe România. Și Petrescu Cosmin l-a lăudat ca idee. Mm. Și la fi... aia e, dar nu prea am câștigat premii la turneu. A ajuns bine rău. A ajuns. Am văzut ce a făcut și cu pagina aia Coaching Academy, foarte deștept. Da. Foarte deștept. Nu, în afară de chestia asta de bine rău, zic așa ca jucător și renume în cluburile de FIFA, am vorbit cu el și mi-a zis că la un moment dat a avut un început prost de sezon. Și s-a luat patronul de la nu știu ce club și instant i-a dat cu flit, adică nu stă după ei, că știe că o să aibă oferte o grămadă de la alții. I-a zis ăla că și că mă, că de ce... Ăla de la Leicester? Nu știu dacă de la Leicester, nu știu exact, nu mi-a zis, nici nu cred că nu ar vrea să dea nume, da. Știi? Mi-a zis că l-a luat cu Dalea, că de ce ai început slab de sezon, dacă nu-ți convine pe... Direct, l-a spart. Dar tu știi că... Dar owner de club, da, mi-a zis, dacă nu-ți convine... Că de-n primul FIFA, a zis că primul lui FIFA serios a fost 20 și atunci fix atunci a devenit pro. Da. Pro la Leicester, frate. Și știi cine era patronul la Leicester, nu? Ai idee? Și pe Cristian Fuchs? Ah, da. El era patronul la club. Din echipa de-au luat în 2015 titlul sau 2016, nu mai țin minte exact. Hai să facem repede și ăsta. Poți să-mi dai și mie o notă la echipa, Instagram-ul meu pe ecran. Se vede că am prost, dar ai răbdare. Nu mă lasă. Dăm follow și-ți dau eu follow back și 100% te lasă după, frate. Care nu știu, am setare de aia, 2014, Roger, vezi că Roger e Alexander Roberto, e băiatul de-a făcut thumbnail-ul. Mm-hmm. E demon ăsta în undercover, nu vrea să se dea, el putea să facă live în locul meu, dar na, mi-a lăsat mie pâine. Adică glumesc, l-am bătut 70, dar glume. Nu, glume, e chiar, e top, e topul după lume, Roger. Poate să mă fac, care 70 român, nu, da mă glumesc. 4-2-3-1, că jucam și serios. Hai, uităm de scorurile alea. Hai bă, lasă-mă. 7-0-3-2, da, un scor foarte apropiat. Păi, bă, dar nu joc serios cu ei. Că după mine, uite, acum am vorbit asta și cu Roger. Și mi-a ieșit el înapoi că, bă, n-am cum să joc, n-am cum să dau totul cu tine dacă tu nu dai totul cu mine. Nu că, dar nu vreau că dacă, după dacă mie, că dacă vă bat, și care-i hazul? Vreau meci strâns. Poate îl concediați. Băgați vorbă la... Ăsta e motivul, dar... Masoneria. Da. Băgați vorbă, nu mai are ce mânca mâine. Dar de acum încolo, Roger, dacă dăm, jur că dau tot ce am cu tine. Pe bune. Păi bate-mă 7-0 să știu că poți. Păi hai, vino, te aștept. Acum. Te aștept acum, în momentul ăsta. Hai că am făcut acum și campaign-ul ăsta imediat și dăm drumul înapoi. Fac un dă-sta și cred că e îndeajuns. Eu am luat Vinicius din picul ăsta. Doamne ajută, la fel și mie. Ce Vinicius e acum? E Vinicius 100 de, 100 de milioane de versiuni, toate bune, îți zic eu că toate bune. Are și body type de carbon ăla. Și viteză și tot, da. Eu care joc de 4 ori pe an. Da, hai, lăsăm argumentele astea, bă, te rog. Și eu am început să joc prea puțin, dar o să revin, jur că revin pe jocul ăsta, că prea îmi place. I-am luat Vinicius-ul la Totti când era Black Friday. Da, cred că ai auzit de promoția Black Friday, că a fost unii trecuți.
La fel, un pișat, nici 5 de nu dai, vedem. Hai mă, Roger, nu-ți mai luat. Hai mă, Roger. Vino! Dacă îmi dai 5-0. Al tău, frate. Mersi. Poate să pice ceva aia de la versiunea lui Rashford. Da. Toti Honorable Mentions. Nu mă găsești pe Instagram, n-are cum să nu mă găsești. Future Star și FFKS, nu știu ce. Nu. Facem set review? Da. Firmino, Nico William. Vezi că ăsta s-ar putea să fie overpowered. Dar nu vezi că și asta cum arată? Da. Arată de ce? Stai că mă uit pe Footbin. Dar stai, stelele prima dată vreau să le văd. Că la playstyle-uri clar e peste 5 Nico. 5 cu 4, bun. Bun. 4 cu 5. Bun, da. Bă, bun la uitut, la Roberto Firmino deja. Nico e bun rău in-game, da, Nico e foarte bun. Da, la asta mă uitam și 100% că l-am văzut și în realitate, în funcție de cum și cum joacă realitatea, mi-am dat seama. 287 de K. Și ăsta, Martens. Vezi că s-a meritat, cred, nu? S-a meritat, că e, nu, costă super puțin CBC-ul. Și mai ales că ai avut și antrii de bol mulți. Și mi l-a dat mai devreme pe vară mea. Am avut, da, am avut antrii de bol mulți, aia, am scăpat de ei și, mamă, mai am și Bernardo Silva în transferurile și mulți. Bine că mi-ai... Da. A, bă, David Beckham, lasă-mă. A, clar, Nico, clar, Nico. Nico, pe cât e asta? 280. 280, Și e foarte bun in game, că am dat de la weekend versus el, am jucat foarte bun. Bă, dar și arată bine. Da, shooting-ul strică. Shooting-ul da, strică. Da, da. Mă, dar e prieten cu Lamine Yamal și e cu câți ani mai mare decât nu Lamine Yamal? Lamine Yamal are 16 ani, nu? 16. Incredibil când auzi 4... cu aia câți ani are asta. 2008, e cu 7 ani mai... jucător de tot meci. Ma, da, și ia de-i la playstyle-uri, de-i la playstyle-uri, să vedem. Are finesse normal, pinch pass care dă pase mai bine. Bun. Rapid cu flair, quick step și trivela. Okay. E foarte bine. Dacă avea relentless normal, ăsta rămânea din full stamina tot meci. E una care are de-aia de stamina plus. Ăsta e fratisul lui Inaki, nu? Da. Foarte. Și Inaki e un jucător. Au făcut ieri poza aia când au luat Copa del Rey. Ieri au luat-o. Dar eu nu supăr Bilbao. Mamă, nu sufăr. Păi ați aveți cam traume cu ei în Copa del Rey. Traume nu de Copa del Rey mai mult decât cât de jegos joacă, gen. Nu suport. Mi se pare că joacă mai jegos Atletico Madrid. Decât ăștia nu cred, nu. Nu te-ai uitat, nu cred că te-ai uitat destul la Bilbao. Ah. Mamă, eu am început să mă uit la Liga, serios. Hai, era Dortmund și vezi că a fost erou la Barcelona în perioada aia voastră. Da, în perioada aia dark, vezi că, da. Ți-am dat mesaj, o să mă uit imediat după ce mai joc cu lungul un pic, după ce vedeți că avem și Hero, să nu deschideți. Da, deschide. Transfer extrem de da. Făcut de Liverpool. Bă, da, a avut un match Liverpool, le-a bătut 3-0 ceva de genul, a dat gole în două, McAllister și Arnold, nu m-aș șuturi de la distanță. Da. Bă, bijuterii, părere PSG Barça, te las pe tine prima dată. Bă... Sincer, la PSG acasă e primul meci. Chiloții în cur, foarte chiloții în cur. Dacă e Mbappé mort, ia-ți. N-am încredere deloc în Lewandowski. Dacă e Mbappé mort, aveți șansă? Dacă e Mbappé, e în curba. Dar trebuie să-și revină, nu știu ce se întâmplă cu Balde, că nu l-am mai văzut atât de mult. Titular. Nu e accidentat? Cred că e accidentat, nu m-am mai uitat foarte mult în ultimul timp, dar mie cam frică că pe simplu fapt că Balde mi se părea să-mi culer frate la oho. Am fost și singurul lucru pe care îl regret în viața asta, băi, am fost la un meci la Barça, dar nu mi-am amintesc. Ai fost? Eram prea mic. M-a dus, mama știa că sunt cu Barça, că eu am jumătate familia, am madridist și cu Barcelona, la fiecare om care se uită la fotbal. Nu prea e în fotbal familia. Ai mei mai sunt cât de cât. Și fiecare om îți dai seama, cum sunt ăștia de nu se uită intens la fotbal ca mine, îți dai seama că ce alegi și tu, ce auzi la știri. Oh, ori țin cu Real, ori țin cu Barça. Și ai mei fiind jumătate, s-a ținut un văr de-al meu mai mare de mine până m-am învățat cu Barça și de atunci mi-a picat cu tronc. Când l-am văzut pe Messi și când i-am văzut pe toți, mi-a picat cu tronc Barça rău de tot. Stanciu 09, salut frate. E un tovarăș de-al meu, te pup Stanciu. Da, mi-e frică rău de asta. Nu știu ce să zic, poate o să se întâmple o minune. Pentru mine ar fi minune să trecem, mai ales că l-au pe Enrique care ne știe fotbal. Ai văzut ce ai zis la mine, mamă, nu? Mm. Care încredere că bateți 1-0 la ei acasă. La ei acasă? Da. Na, și după să ne întoarcă pe Stanciu. Să ne întoarcă pe Cambo, că nu plânge știu toată lumea. Bă, dacă sunteți în formă, aveți toate șansele. Dar voi nu, la Barcelona, mai ales decât de la era voastră nasoară, nu prea mai sunteți așa constanți. Da, să știi.
Aia, nu mai am echipa aia. Da, să știi, uite, mie îmi place de, la momentul de față, din nou, clar, ca anii trecuți nu-mi place deloc prepararea fizică, e foarte slabă la Barça, e un lucru da, care aia nu se vede. Da, se accentuează super ușor. E un lucru care nu se vede și comentează numai fanii ăștia, de se uită la FIFA sau se uită pe Flashscore, să zici, la fotbal așa. E o problemă în interiorul Barței decât e mai mult la jucătorii. Pentru că avem absențe care dor rău de tot. Lungul 20 pe Mobile Fox. Bă, lungul 12 pe QWERTY, nu m-am băgat la Mobile Fox. Bagi acolo pe unul. Da, mă urc cu accidentările, mă, frame. Mi se pare problema mare. Mie mi se pare problema mult mai mare decât jucătorii de la momentul de față sau antrenori. Mai ales Xavi nu mi se pare o problemă deloc la Barcelona. Până și secundul lui Xavi mi se pare extraordinar de bun. A avut acum 6 meciuri la rând în care a fost Xavi, n-a fost, nu știu ce dracu s-a întâmplat, și de suspendări sau ceva de genul, n-a fost Xavi pe bancă. Genial a jucat Barça de bine. Genial a jucat. Am eu o iubire imensă față de acest jucător. Oho. Facem stats reveal, să știți. Oho. Cu dânsul. Stați un pic. Oho. Pare și mă. Îl avem și pe Rui Costa și avem un jucător acolo de la lățul, îl cheamă Ravanelli. Ravanelli? Dar pe bune. What the fuck. Să-l chem pe Rava. Da. Să-i dai lui tricoul ăla. Facem frumos un stats reveal cu Costa. Salut Ionci. Sperăm că nu, ăsta... Nu cred că e mai negru așa, de fel tricou. Nu se vede. La United s-a accidentat Lisandro Martinez iar abia ce șrep. E o problemă imensă cu și ăla, bă. Și ăla Lindelof. Bun a fost Lisandro Martinez la Mondial mai ales. Puține minute și regele. Dă mai la dreapta că nu o să vedem de ceatul. Ce? Așa. Ca să vedem că acolo trăgei. Dă-i. Stai un pic. Skip. Realitatea. Da, nici nu era. Nu preparatorii nu Ten Hag. Bă, da, na, stai un pic. Nici mie mi se pare o problemă atât de mare Ten Hag. Da, mi se pare că a avut niște strâmbe la anumiti jucători, uite, ca la Sancho, că nu Sancho, bă, și a zis că e o influență proastă și sau că nu se ține de antrenamente și că toți colegii lui și la Dortmund și la United au zis că era numărul 1. Nu. Da, da, adică de unde a scos? Ia stați un pic. Încep. De 82 ce? Că nu cred că e fundaș care n-are cum să fie fundaș care a greșe, nu prea mic. Da. Un atacant solid. Ce am zis? Bun. Atacant solid. Dacă văd dribling. Heading accuracy 93. Vezi că dribling bun și e tot ce, bă, un agility peste 87. Agility trebuie să aibă, nu neapărat dribling. 85. Bun. Decent. E decent. Nu e ceva wow, dar e decent. Mamă, e mort pe pase. Nu contează, lasă alea. Se descurcă. Shooting-ul e 91. E bun. Bun. Pace contează acum. 90. Oh? Cred că e voler. Bani, mai contează. Voler. Viali care l-a dat mai devreme doar ca altul. Stați un pic, îl băgăm tricoul pe dreapta, e mort. Asta este. Dăm și noi acum niște drafturi 2v2. Faci tu draftul, te las pe tine, stai să dau repede și un preview. Asta a fost cu pachetele, băieți. Păcate, nu... Adică mi-a dat un jucător care mi-intră în echipă. Atât mi-am dorit. Foarte bine. Dar acum... Bă, restul ca rating-uri așa pentru... Foarte bine ca rating-uri. Foarte... Rating-uri au picat super bine. Chiar a picat super bine. Și informii aia și așa. Dar slăbuți pe ce am transformat. Ia. Yeah. Tot fodorul ăla l-am băgat degeaba. Îl lăsăm pe el să facă tot draftul. Stai să bag chat-ul după YouTube. Ce e meta? Chiar nu știu ce e meta. Măcar stai să jucăm să formula. O formula. A zis Alex pe YouTube, vă bate PSG extrem de rău. Nu mai... Mbappé vă dă 4 boabe. Bă, așa s-a zis și când a avut squad-ul mai slab de atâta. 4-4-2 prima dată. Și a bătut, nu mai știu, 3-0, 4-0, ceva de genul. Dar oricum, squad-ul era mult mai slab înainte. Eu acum am încredere mai mare în squad-ul de acum. Da. Ia 4-4-2 flat. Lungul 20 pe Mobile Fox. Da, nu, ăsta e un tovarăș al meu de... Avem eu o dumă. Vezi că mamă, deci stai că am uitat că facem draft și mi-a picat inima să mor. Am uitat că facem draft cu aia să-mi bafur. Aoleu, că aia, ce m-a luat cu rău. Da, vezi că e bun. Dar vezi că este și Crive de 97. Oricare, e mort, morți toți. Andrei, salut frate, haideți când... Mai dați și voi acolo țap-țapuri la șto. Vă faceți azul. Mama, aici Timber e... Del Bagel. Nu mai știu fiul cui e. Ia, fii atent că îi dăm un... Ba nu, îl știi pe Timber de la Arsenal? Da. E fraxul ăsta. Oaho. Da. Bagel, striker din prima. Ronaldo. Bă, facem cumva să stea între ei. Nu mă interesează. Facem cumva să stea între ei. Între ei mulți aicăni. Bă, dar e mor, bă, pe...
Dar de cine dă așa slab? S-au scos raritățile așa, alea mari? Nu prea mai. L-am pe colegul meu, Nico, are 700 de metri. Bun, Leo. Da, vezi că e bun cu... Da. L-am pe colegul meu, Nico, are anul ăsta la draft peste 700 de meciuri. Oho. Uite, asta nu se pune, se pune să-l ajute pe Ronaldo, nu? Nu cred, dar stă între ei el singur. Adică da. Poți să-l iei. Albert FCU 48, salut frat. Dacă ne dai un follow, ești numărul 1. N-ai pe cine altcineva în afară de... Slăbuț. Ia. Yeah. Bun. Bun pentru Ronaldo. Ronaldo 2, bun. Ne mai trebuie un portughez 2 și gata. Asta unul din... Sunt femei și sunt pitice, zic sincer, de degeaba. Lukeba ala. Lukeba sau Timber? Lukeba mai degrabă. Da. Dar nu cred că stă, sărac. Bun. Și portar, dacă, adică e în orice... Ce mai trebuie să-i găsești ca să-i faci trei acum? Icon, sincer. Icon? Da, Icon. Icon sau un portughez, ceva, nu știu. Și un antrenor în ară. Opa. Nu știu cât de bune. Acum tu știi cât de meta. Bă, sunt, că la portar, nu. Nu e ratingul, e meta. Donnarumma sau Ederson, care stă în mai mult, uite-te. Ederson. R2. Nu, dă-i pătrat. Încă stă? 2 deja. Și uite-te la Donnarumma. 2. Bagă-l, pe care vrei tu din ei doi, sincer. Ederson. E sincer mai bun, ai nimerit bine. El pe Mofi, care are 95 pace în caz de, nu știu, luăm. Super sau? Da, în caz de că n-avem altceva, dacă poți să avem. Ial. Nu e bun de bandă, dar uite ce poziții mai are mai târziu. Pentru Ronaldo. Bagă, ce poziții poate să joace? Da, lasă-l, că e mai bun decât Leao. Oricum e mai bun decât Leao, nu vezi cum arată? Da. Ăsta, mamă, perfect. Salut, Pino, salut. Mamă, da, a picat bine rău ăsta. Și acum ne mai trebuie mijlocaș după părerea centrali. Mijlocaș... Și un fundaș central, un mai... Fundaș neapărat, da. Și un fundaș drept. Haide, mă. Opa. E bun... Pușcaș. Cred că mai degrabă. Ia-vă, Pușcaș. Ia-l pe Pușcaș. Ia-l. Zici că mai degrabă nu, ia-l pe Pușcaș, sunt supărat doar că l-avem pe Ronaldo. Aia. Dar nu cred că stă bine aici. Sau? Nu stă. Bagă-l în spate, că o să încerc eu să fac schemostriu după. Dacă nu ne iese. E mai bun decât Cruyff, nu cred. Nu, Cruyff e... În statistici poate. Ba da, mamă. La spart, nu cred. La spart. Ba bune. Lasă așa. Decât stelele diferente. Vezi că Hansen e foarte bună, extrem de bună. Hansen, poți să iei pe Hansen. Extrem de bună. Dar nu o să stea. Nu cred că stă. Da, lasă. Încă nu, că poate ne dă ceva fundaș central de la Barça. Ia, stai așa. Deci ăsta e mai bun ca... No, lasă. Doar mi-e crește chemul ăstriu. Mersi. M-am un spus super. Așa cum am vreau eu să-l fac. Poți să-l joci mijlocaș dreapta. Frate. Cred, sper, din tot sufletul. Dacă nu, poți să-l joci în loc de Ronaldo. Ia stai, și ăsta... Poți să-l iei pe Messi, frate, nu mă dumnezeu. Ne-ar ajuta Rice, dar poți să-l iei pe Messi. Pune-l, poate mijlocaș dreapta, te rog. Ia, se pune? Nu, pune-l. Pune-l Messi Ronaldo, doar așa, de hazul nostru. Și scoate-l și pe pui. Lasă că reparăm, mai e până la final. Îl băgăm după, n-ai ce să repar la asta. Da. Să trebuiască să punem MLS-ul. Pune în locul ăsta. Da. Salut, Rav. L-am selectat, mă. Da. Bun. Hai, bă, cu câțiva icăni. Salah, da, adevărat asta. Nu, mijlocași centrali. Salah, dar oricum nu jucăm cum. Că avem deja fundul. Ia. Ne-a dat un fundaș dreapta. Da, e bun. Și te ești, dar parcă mai bine jucăm cu fundașul la dreapta. Salut, băieți, salut. Hai cum mai ia, pune-l cât în câsta. Unu, mamă, cred că mai bine intra Donnarumma acum. Dă-i, lasă-l. Scade chemistry-ul cu unul, el stă în două stele și stă tot în două stele ăsta. Gen, e același căcat. După ce facem... Fundaș, dar acum. Bă, dar să mor. Și acum, tot fundașul o să dea acum, fii atunci. Da, un... Bun. Bun, mă. Și să arăt eu ce facem, dăm cu te o bagi cu aia. Stai, încerc. Stai un pic, să vedem și portarul prima dată, că dacă ne dă și Ter Stegen e perfect. Da. A spart. Da, asta poate să joace? Da, mă, da. Bun, e perfect. Asta n-are, mă, o treabă, nu.
Scade cu minus 1, dar nu mă deranjează minus 1, chemă stri, sincer. Cruyff are CM pe el la playstyle, gen să-l pe acolo. Cruyff n-are, n-are, n-are. Stai că ne uităm acum la toți. CDM cam, că fusă tă, left wing, rbrmă. Hansen, cam right wing, Cruyff are, opa. Asta și, și arată și mai bine asta. Și chemostriul la fel. Stai un pic, Cruyff n-are nimic, are sătă și atât. Dar nu, scade minus 2. E mai bună Hansen decât ăla? Da, da, o băgăm din primul minut. După, da. Salah și cam atât. Și dacă ne dă acum un englez. Măcar dar right back ăla. Cât pe isa are? Măcar avem ceva ce cu el. Da, da, 91. 91. E decent. De Lucheba știe RB. Știe RB, dar are 86 pe isa. Da, și scade minus 2, nu-l fac. Nu știu, mă uit așa, 30, 30, 30, 30, 30. Ia pe ăsta că acoperă 2 pe Simeone. Și fac eu repede tacticile. Mai ai ce, mai, mai le ai cu tacticile? No. Dar te-ai băgat să faci acum una la Caterinca, așa? Eu mai puneam pe left back, right back, stay back while attacking. Pe un CM îmi puneam cut passing lanes cu drop back, nu, cu stay back, să nu-mi urce deloc, gen ăla care era mai defensiv dintre ei doi. Da. Getting behind îmi puneam pe un singur striker, așa, la cu pace-ul mai mare. Pușcaș clar. Și nu mai știu atâta. Aici, rest, aici, hai că te las așa aici, stay back, stay back, dar pun eu overlap de la mine, că așa joacă și Petrescu Cosmin. Pune overlap pe unul dintre ei sau pe amândoi? Pe amândoi, nu pune stay back pe amândoi. Stay back pe amândoi, left back și right back. Nu pune, nu are nu decât pune deloc. Nu pune pe amândoi. Depinde de ce formație joacă. Bine, acum nu știu dacă a arătat publicului chiar ce joacă el, dar arăta ce e cel mai bun. Da, te las. Și cu unul joacă stay back overlap și pe altul joacă decât overlap și atât. Deci înseamnă că joacă cu ăla mai bun. Cola. Dar n-ai cum, că după știi care e chestia, că practic tu rămâi dacă, fără un... dacă rămâi în 3. Nu, da, zic eu ce se întâmplă, că asta a zis și el. Dacă stai pe un mijlocaș defensiv CM cu stay back, cu stay back. Dar nu dai cover center, că după rămâne decât în centru. Ăsta când urcă, vine ăsta înapoi. Da. Și fuge, îi fură poziția. Nu, știi care e chestia? Că eu uneori mai jucam singura dată când jucam cu overlap, când urcam cu unul dintre aia, eu jucam cu Jordi Alba, aveam cardul speciale pe Jordi Alba, mie îmi rămâneam un 3 pentru că îl puneam pe la mijloc din nou, nu îi puneam cover center și îmi veneam central. Mereu aveam un fundaș, un ăsta, un mijlocaș din ăla super card, care avea, gen, să zici că el normal era fundaș în realitate, dar era card special făcut CM. Îl puneam CM și mereu când îi dădeam stay back, eu jucam în 3 fundași pe contre. Știi? Da. Rămân în central și fundașul cu overlap. Dar nu mi-a plăcut niciodată că mereu e haos când joc cu overlap-ul pus. Mereu am jucat în stay back, că mi-a plăcut. Trebuie să conectez ăsta aici. Dăm match. Bă, la tactici mi-a plăcut mult să mă inspir de la Cosmin, dar mi-am dobândit, gen, am văzut ce e la Cosmin și după mi-am pus pe stilul meu să jucăm, să joc, gen. Salut mare fan, salut Steliz, salut Shelly, Tudor, salut tuturor, dar ce e mare fan Steli, că ai intrat și mai devreme, tu ești printre primii care a intrat pe live-ul ăsta, crezi că te-am uitat? Pata, tonone, fece, jur ca Daniel 25, să nu te încurcezi, dacă vrei faci un schimb. Vezi că asta pauză din prima să... Să ne facem schimbările. Asta... Bun. Hai zi tu cum. Foto. Vrei să schimbăm din prima? Da, păi sau vrei să încercăm așa? Hai să încercăm așa, să vedem ce iese. Că, bă, nu mi se pare că e vreunul mai bun pe bancă în afară de Cruyff. Hai să zici că Messi bandă în locul Messi, ăla, dar nu acum. Messi bandă hai și... Hai să ne jucăm cu el și vedem dacă ne place. Bine. Și Hansen, dar în a doua repriză. Haideți, băiți. Ăsta face schimbări și cu echipa aia. Ca idee. Nu, avea niște gozi. Avea, cred că da, cred că am văzut, dar am uitat eu. Hai, să ne facem și noi talentul. Să vedem ce mai poate regele. Când ai jucat ultima dată? Ultima dată am jucat turneu cu ăștia mei, așa. Tu ești albastru. Și când a fost asta? Acum o lună. Hai că merge. Și l-ai câștigat? Nu, am pierdut în final, dar am urcat cu ambele echipe în semis. Am pierdut cu una și după finală cu alta. M-a luat aici, pare rău. Bun. Să nu... Aia e, trebuie cel mai
Ideal e să ne facem chimia prima dată. Nu e gol. Tu te bă, lasă. Hai, poți să vii mai aproape? Da. Stau eu mai așa. Haideți. Prima dată trebuie să ne învățăm cum să stăm în apărare. Și vezi, dacă ți-a apăsat R1 acum înainte să vină mingea la tine, gen, o lasă pe sub crăci. O lasă pe sub crăci. Hai. Bun, bun, ai încercat bine, ai încercat și eu fac așa. Să nu, mamă, dar mă enervează ăștia. Pui și tu un story cu Beach Please, da, Shelly, 100%. Mamă. Lasă, frate, că important e să și râdem. Bun. A, Ronaldo, Ronaldo. Mai mergea un pic să mai înaintez, dar cred că ți-a fost frică că vine fundașul, nu? Bă, mi-era că asta e chestia, că dacă le știu pace-ul și asta așa, îmi dau seama cât să trag de ei. Ai dat pauză? N-ai dat tu. Mi-au dat ăștia fix când am bătut corner. Eu știu foarte bine să bag cornerele, dar trebuie să mă obișnuiesc cu ăla care bate cornerul. Gen, cât de tare o dă chestii de genul. Ai gândește-te că pe mine toți mă înjură că le dau gol din corner. La turnee la fel, dar nu mi-au luat morții, dar nu mi-au luat tot. Eu la 19 învățasem să joc foarte bine cu cornerele, că selectam jucătorul și după dădeam dinainte centrare. Și eu, am fix asta fac. Și dacă am un Van Dijk, e numărul 1. A, uite, prea tare am dat-o aici. Trebuie să o bat în fața portarului, că îl și scoate. Dar trebuie să dăm, dar nu cred că putem să jucăm la versus de aia care sunt la rândul lui 2v2. Da, da, și dacă dai cu 2 cu chimie, e jel. Da, dacă dai de 2 cu chimie și îți placă bine bandă, m-am ajuns în exterior. N-are nimic. N-ai încredere, l-am mai sus. Bun. Am încercat. Să mor. Bun. Am vrut la Ronaldo. Da, Ronaldo se înțelege. Merge, 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 merge. Aoleu, te pup, hai zic. Regele. Se joacă Enio. Bă, deci o să zic că dribblează mai bine decât mine. Bă, deci. Dribbling simplu, adică să țină. Nu, dribbling, nu, drib, skills. Este mai skillat decât mine. Eu nu știu să fac atâtea câte face el, că eu joc la scurt și la obiect. Mai fac un fake shot, da. Nu știu dacă te-ai uitat în pro sim foarte mult. Se joacă ori foarte plictisitor. Skill-uri meta sau plictis, efectiv, da. Plictisele maxim. Bine, în turneele trecute când se juca, s-au interzis formațiile cu 5 fundași. Bă, doamne. Tot meciul se trăgea de timp la turnee. Bă, murei de plictiseală la ele turnee. Cream că rămân bun. Bă, dar tare intră Voromiu în mine. Kjochler ăla de 30 de cadă care am zis eu. Belly goal, belly goal. Au, mars aici. Bravo, cu regele. Cu Zidu. Cu Araujo, mamă, bă, cât îl iubesc pe omul ăsta să mă bate, mamă, bă, și indiferent de cât de bine ești la Barça sau prost. Dar asta e de mult, de când, din ce an e? E luat de la echipă de aia slavă de Uruguayen. Cred că scap. La fel ți-o pasam, dacă nu aveam încret. Nu, offside, zic eu. Mamă, nu l-am prins, mamă. Oh, n-are, tu n-ai greșit cu nimic, da, jocul e prost. N-ai avut cum să reacționezi la așa ceva. N-aveai niciodată timpul necesar. Hai, Roberto Carlos. Uite, bă, da, ce sare Ederson. Pasăre, eu cred că îl batem pe ăsta dacă ne învățăm cu pasăre. Am dat și mie fake, bă, ai grijă. Bun, bun. Mamă. M-a prins, mă. Am crezut că se prinde. Hai, Araujo, fugi, fugi, fugi. Bravo, da? Ah! N-are nimic, n-are nimic. Mamă. Ali, bravo. Ah, aici aroganță. Aici mi-a luat aroganță ca prost.
L-am atras pe ăla acolo, dar a văzut, ai de mult de aproape. Am văzut că i-a luat fața, am zis că o să fie prioritară. Și am văzut că, am crezut că ia un duelul fizic după. A, bine. Mamă, și ce era să o iau aici. Ben White, îl las. Mai sunos de follow. Hai zic. Vezi că se mișcă fundașul ăsta dreapta, cât de cât. Să nu luăm un gol din corner, că sunt bășite rău cornerul ăsta. Fugi, fă talentul. Fugi. Dacă... Mamă, Ros. Continuă, continuă. Aproape de fault. Dar oricum voiam să scot pasă. Meritam bolă, vitură liberă. Hai, Rona... Mamă. Da, da, am văzut că n-am simțit cu inițiativul ăsta. Bravo. Paul, bă, da, e urât intră-mi formă. O să sper că iau un roșu cât de curând. Dă-i roșu acum, că mi-a facultat My Glorious King. Ah! Ce cream că intră. Cream că-l păcălesc cu bicicleta aia. Al nostru, dacă l-am presat acolo. Nu are unde să dea vorba. S-a făcut aglomerația urbană aici. E bine. Penal, bă, jocul ăsta uneori cu bunele animații. L-au stricat un pic. Să nu ne luăm aici, mare finis. Bravo, bravo. Și tot am luat până. Bine că era Llorente și că nu era Pele. Bă, ce finishing are ăla, pe bune, ne-a băgat niște bobițe. Nu mai avem ce să facem. Nu mai avem, că e timpul expirat. Bă, eu zic că-l bat. Hai, punem pe Messi, pe toți, pe Agri, da, și pe jucăm Messi pe dreapta. Punem pe Messi în locul ăluia, englezul ăla, hero. După, mai avem, nu mai știu ce avem, Roy. Să vedem cât de mort este. Sau dacă, bă, putem să scoatem pe Ronaldo. A dat golul, eu sunt fericit. Da, bagă-l pe Cruyff, da. Messi bandă. Și mai bagă un Leo așa la plăcerea mea, că îmi place mult. În loc de Mane. În loc de Mane. Da. Care voi aș putea. Hai că dacă ai plăcerea ta, da, bine. După meciul viitor, că stau asta avansăm, vreau cu Hansen aia să vezi, aia e pe bune, da. Turceață. Bă, n-am jucat cu nicio femeie. Te cred, te cred, dar ideea e că e foarte overpowered, e ca și cum ar fi Mbappé la feminin, să zic așa. Și cardul gol. Dar nu e ea câștigătoarea de ceva, balon de aur, în realitate, chestia. Nu e aia, cred că e, ba da, e Atina Bonmati, cred. Le știu și eu, de numai din FIFA le știu. Dacă nu era faul, bă. Stai un pic concentrat aici. Bravo. Aici, bă, uite. Ce era să luăm aici, stai, aici e nasoală, da, o iau, trebuie. Graham, asta e Hansen aia. Te-am văzut, te-am ochit bine. Bă, ce-am crezut. Dar jocul cu 5 fundași, mă, de Ruben Dias pe postul ăla. Uite ce urcă Ruben Dias, bă, bă. Bun, cred că o dăm mai departe. Grea, grea, grea. Oh, oh. L-am spart ăsta. Nu, nu, se poate. Bravo. Urât intră. Bă, nu mai cu faul, vreau că să nu. Am zis, în zi, trebuia să mă mai întorc o dată. M-am panicat. Mi-ai zis șut în capul meu, numai șut a fost. Eu chiar am văzut că aveai la asta, la prima bară. Păi ea, pe cortul scurt am dat.
Băi... Curtoa, că dacă nu era curul. Curtoa asta zici că are 3 metri în joc, să mă... Bă, hai să jucăm și pe partea lui Messi un pic, că n-ai... De... Mamă, unde am dat-o, am vrut la Messi. Stai, stai, că poate o beliste. A belit-o, dar n-am fost noi atenți pe moment. Îl luăm, îl luăm. Bravo. Bate joc de noi, nu, pe bune, nu, că asta e că vreau să mă pun tare, să-i fac și... Îl luăm aici. Bravo. Îl luăm, nu contează. Ce-i fac? Băi, coaia, dar ți-i șut-o, bă, mă, să nu-ți-ai intrat. Coaie, 87, mă? Măcar de era varianta lui aia mai șucară. Bă, îl batem pe asta, la ce aia era reșelat. Ia-l, al tău. Ah! Ah! Am făcut ăla ca prostul în plus, dar luăm, mă, luăm. Refuz să cred că pierdem draftul ăsta. Vezi că dă pas, nu? Bine, bravo. Aici am avut chiar și bine. Că și mutase încolo, dar tot da. Era șansă de gol. Stai un pic, da, fiindcă... Nu știu dacă am dat eu urât sau a dat ăsta prost. A dat, ai, cred că ai dat un pic cam tare, dar uite, îl și mutase în dreapta. Adică da. Cel mai probabil ți-o scotea, dar a fost ideea bună, nu zic nu. N-aveai, nu mai ești obișnuit degeaba, gen. Da, nu, chiar zic așa, așa de bări, știi? Pe da. Unde să-mi dau bară. Nu? Colțul, eu sunt, am mereu încredere în colțul scurt, să știi. Băi, eu lung mereu joc. Depinde, bine, depinde și de situație. Sunt tare la lung, e moro. Bun. A, trasul la mine. Stai în rete. A, eu sunt. Ah, ce frumos îl sărise. Se întâmplă cu aia. E la el cumva. Să avem grijă mare pe apărare, dar dacă jucăm așa haotic, cred că îl ardem. Ah, puteai să scoți un foul. Intrăm. Wow. Îl iau, că nu sunt aproape de el. Ah! Cu asta, bă. Uite, bă, dar e morte de sunt. E mort, pe bune. Ne-am mâncat, mai băgăm unul dacă vrei. Da. Bă, uite, bă, ok, un foul. Vezi că e rup. Mamă, scuze, da, să mor. M-ai driblat pe mine acolo. Am vrut să te lași și am zis, dă-i bă șut că e Roberto Carlos. Messi. Dar nu înțeleg cum nu scoate foul la astea, băi, e incredibil, mă jur, intră cu body-ul direct, nici nu e poate. Hai că ești mort, ai fost mort pe bune. Bă, dar n-a avut o animație, chiar, bă, pe șuturi. N-a avut o treabă. Cu Araujo, așa m-a ajuns. Da? Așa, m-am dat 3-1, mă jur. Și acum am dat și peste minge, ha, mă, da. Cine e ăsta? Guvu? A, știu. Dar nu am ajuns de mult. Lasă, hai să mai dăm și noi un gol așa de frumusețea jocului. Bă, și dădeam gol. Și dădeam și cu Messi. Să fie așa meci frumos. A intrat bine elasticul, dar bine, ăsta nici nu cred că a avut intenția să scoată elasticul. No, a dat așa la bască, da. Uite. Și ăsta nu-i fau. Bă, dar nu intră, bă, mă, jur, nu și-a luat un cartonaș din atâtea coaie, cu bă, ne-a spart Disney. De atâtea fauluri. Aia, al tău. Bine, vezi că ai zis-o cu barile, cu alea. Da, prea târziu. Mai dăm unul, mai dăm unul. Da, mai dăm, mai dăm. Mersi frumos, Eva, de donație, nu știu, am văzut târziu, dar mersi frumos. Ah, hai lungule că dă din butucii ăia. Să-i spawn skin. Bounce.
paramersul ăla, trăiți. Ai un mers în tine, mâncați și gura ta, ești baron. Hai, nu mai deschidem astea, nu mai stăm să deschidem astea, trecem din prima la altul. La fel. Acum te las pe tine să alegi, chiar dacă... Vezi că sunt câteva bune. Nu doar ca asta. Cred că e bună, mă? Da, dar asta, din păcate, nu sunt. Nu sunt dea prea multe benzi. Hai Coma, ne e slab. Ia-l pe Bailey, dar îl pune pe... Uite unde... Aoleu, am uitat că n-avem winger, chiar că... Da, la unii winger poți să joace cam. Dă acolo, cum vrei, merge bine vrei. Bun, Frimpong. Foarte bun, Toti. Extrem de bun, bagă-l din prima. Extrem de bun. Sper că ne dea o gulic pe aici. Regele. Regele. N-avem. N-avem cum să nu-l alegem. Bun. Bun. Cred. E bună? E bună, dar uite pe cine e îndreaptă de tot. Nu, no, luăm. Da, dar Mbappé mai are șansă să ne dea mai bun. Ham. Versiune mai bună decât Ham nu există decât asta. Mbappé mai are e și bună, alte. Ham in game? Da, e bună, rău. E bună, rău, zic. Riscăm? Da. Ha. Poate ne dă unul mai bun. Unul mai bun. Că-i acum adă. Mbappé 92. Am zis, gândești... am zis. Clivert e bun? Da, nu prea. Gen, ce voiam să zic e că Mbappé e printre cea mai slabă versiunea lui aia de 92. Da, da, da. Oberdorf. Da, da. Asta? Da, e bun. E printre puținele tot eu femeie bune. Vezi că ăsta mult mai bun decât celălalt la jucători. N-ai, sincer, ce să alegi. Uite de de chemistry, că poate repară. Deci... de fapt, n-are ce să repare. Da. Bundesliga. Bundesliga femei sau... Da. Sau nații, nații. Germania, Olanda. Olanda sau Germania. N-ai nimic. N-ai nimic. Casă. Aici ne-a dat moartea după lume. La revedere. Nimic la fel. Hai aici, un Maldini, ceva. Oberdorf, e fraxul cu aia? Și pe aia o cheamă Oberdorf. E din Liga a doua. Liga a doua, ne-a spart. Ibanez ăsta are 89 pace, fundaș central. Da, e brazilian, dar stă în doi cumva. Stă în doi. Păi Casemiro, da, dar nici Casemiro nu... Maldini. Opa, opa, opa. Maldini, nu blanc. Maldini. Maldini. E și Maldini tare. Falcone a trei italieni. Falcone, Terraciano, Provedel. Sincer, care e cel mai înalt? Pop. Pop, da. Funda stânga, dacă ne dă ceva bun. Dacă ne dă ceva de Premier League aici. Bravo, mă! Un pic am lent, dar merge. Hai, dă-i. Deci ne trebuie un cam, un CDM și un fundaș central, să zicem, dar are destul pe este compensat. Iar. Iar. Dar asta? E bun și Raul, dar iar pe Messi. Hai să vedem dacă joacă altceva. Dar nu e mai bun, nu e mai bun ca ce avem Raul. Mai degrabă a jucat în Clive. Joacă Messi, joacă Messi. Joacă Messi? Hai, Messi. Pune-l cam, deja. Cam. Că joacă ce ame. Dacă voi, Raul e... Gândește-te că în sufletul meu l-am pe Raul în echipă și mor după el. Pop, pop, pop. O alegere aici. Petit, că e mai versatil, zic eu. Alavinga. Petit, zic eu, că e aia. Și bagă-l în locul lui Casemiro. Sau, da, că Oberdorf aia e mai bună. Casemiro e mort. Da. Că e gol. E în Judea care versiune. Bun, dar nu... atât de buni. Poți să iei Valverde, nu știu. N-am idee. Oricum nu cred că prinde aici. Muchiere, dar ce poate să joace? Poate să joace? Ia de-i no, peste Frimpong. Nu. Ce poziții? Ah, dacă era fundaș central. Kimpembe, nu? Sau Ben White. Poate să joace fundaș central? Da. Vrei? Trebuie să văd echipa. Păi el, ăla-i pe Pope, în poartă. Da, și asta e adevărat. Și acum toți stau în... 3. Bun, 3 și 1 chemă strine, trebuie pentru Messi. Pentru ceva. Messi un argentin, mamă, și cum ar fi un Lisandro Martinez, așa pe un card special dacă există. Ia, pe Timothy, n-ai să faci și un portar și acum. Un portar, hai că. Bun, așa. Bun. Bun, mă. What? Da, da, cred, da, ți-am zis că de și portarii. Bun? Mai bun Donnarumma. Van Nistelrooy nu prea îmi place mie, să zic sincer, dacă vrei să le încerci de Caterinca, da. Cred că e un căcat din ăsta de păi la ăștia. Păi da, e glitchuit, aia e mort. Normal, el e striker. Hai că luăm pe Donnarumma. Dacă am 88 Donnarumma, mamă, cream că e altul de 90. Da? Hai că mai avem speranță. Julian. Dybala. Dybala sau Julian. Bă, dar ți-a dat toată națională, iau-s Coreei, că l-am citit pe Corea, Argentinei. Bă, trebuie să luăm pe Julian. Pentru în locul lui Kluivert. Da. Bun. Să-l ținem pe ăsta în 3. E top. Aici ne gândim la super sub deja, cred. Dar o să-i schila, nu-ți place? În locul
Cui, lui Hagi? Mă, și super să și în locul lui Hagi cum vrei. Eu n-am treabă, adică hai, l-aș juca pe Hagi. Stai că trebuie să mă duc la baie. La Hagi... Și revin imediat. Alege tu celelalte picuri. Trebuie să-ți arăt unde-i baia. Și dracu, să mai... Crezi că era un center back sau ce anume. Ia deschide ușa. Bă, în față de tot, fix în dreapta de la... La scări, cum ar veni. Hai, băi, că aleg eu. Bye cu Dragoș, salut frate. Haideți băieți, intrați cât mai mult. Cine mai e pe ăla? Stați să mă uit și eu, mamă, dar ne-a dat moartea după lume, pe bune. Stați un pic să mă uit și eu cine mai e pe live. Salut, mama mi-e și când erau. Se mai uită băieții regi. Luc la caca. Francescoli care ce mai poate să joace. Rămân cam sătă. Ia ieșiți voi băieți unul din ăștia. Ziceți băieți voi unul din ăștia dacă mai sunteți atenți. Jur că Daniel 25, salut frate. Francescoli. Salut, jur că Daniel 25, dacă dai și un follow, ești numărul 1. Jur că Daniel, mersi frumos de follow, frate. Oh, chiar că dacă vii prima dată te uiți așa la el. Pă bune, păi eu nu-mi dau seama, nu mi-am dat seama de butoanele alea. Nu mi-am dat seama deloc. Cam atâta super saburi, să zic. Nu ne-a mai dat nimic decât un atacant pe care nu prea putem să-l băgăm că scade tot chemăstriu și ăsta n-am cum să-l bag în loc de Hagi că scade tot chemăstriu, că iai când și stai hilo. Nu ajută cu nimic. Pune brațele alea de microfon. Mi se pare că înghilă un braț de microfon de Milana și vreau să-l schimb. Și microfonul inclusiv. Alea sunt microfoanele vechi și au băgat băieții banii, fodder team zice stelist, au băgat băieții banii în microfoane, astea nu mai știu, 8 milioane câte unul. Am auzit că astea șurile sunt mai bune. Ramona, îmi pare rău că n-am ales Lukaku, am văzut că ai... Mama, acum văd, n-am fost atent la chat-ul de pe YouTube, că altfel alegeam Lukaku, îmi pare rău, Ramona, pe bune. Am avut un Lukaku, 92 pace, 94 shooting, volumul era forță. Dar hai să-l iau pe ăsta. Hai că merge. Și acum... E mult mai bună ca aia trecută. Oricum, nici nu se pune problemă. 32 chemistry. Mult mai bună, da. Shekhri first 11. Lasă-mă cu Shekhri al tău. Stai să fac repede iar astea. 68-ul. 33. Long ball, 4 runs. 43. Nu dau niciun challenge, bă, steady, lasă-mă. Hai! Gata, da, dăm. Bun. Trebuie să pun și microfonul ăsta să se audă transmisia. Tun, 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 tun. Ne găsește meci, bă. Tu în cât timp ai zis că mai... Mai stau de draftul ăsta. Mai stăm la o vorbă. Hai, dă triunghi. Poate ai dat? Nu, gata. Cred că și ei joacă în doi. Poate mai vorbim cu chat-ul puțin și după îi dau și au cam plăcat băieții, că nu le place să se uite când ne jucăm, decât când conversăm, observ. Johnny Akfan. Bă, da, așa... Bă, la Just Chatting și la reacții prinde bine rău aia în ultimul timp. Da, aia zic. Și când am stat și eu când stau... Când aia voiam să zic eu ție și ce ar prinde la tine reacții. Da. Ai făcut? Am mai făcut așa, dar... Trebuie să fiu foarte la curent, trebuie să n-am nimic de făcut, știi că asta e chestia, că e important să prind și printre primele reacții. Și să ai și canalul mai mare de YouTube. Și parcă... Trebuie să-mi pun reacțiile pe TikTok sau pe alte canale. Bă, ce voiam să zic este că... Mama, am uitat. A, da, așa. Mama, prost am fost aici.
dar după Messi, dar așa, lăsând cine e mai bun, lăsând chestii de genul. Care îți place ție cel mai mult? Locul 2 după Messi. Locul 2 după Messi, nu, Ronaldo, clar. Îți place? De plăcut, da. Julian Alvarez. Am făcut naționala Argentina aici, zi. Plăcerea mea maximă când vezi fotbalul ca oricine care era mic și se uita și zice, ca cine vrei să joci, bă, aia, da. Toată lumea, bă, nu există copil să nu fi zis. Știi cine a zis Emi? Bă, Julian Alvarez joacă ca realitate în față, nu? Și cine a zis Emi? Sergio Ramos. Și vezi că se apăra vorul și pe FIFA și... Da. A, bă, un pro clubs trebuie să facem. Da, trebuie să facem un pro clubs neapărat. Bă, asta e chestia. Trebuie să mai ne gândești să-i cunoști din industrie și așa ca să prime, să se uite lumea, să zic, oh, eu... Au! Spar practica pe mine. Bă, așa... Să le gătinești, să știi din industrie ca să faci, să genereze view-uri. Că nu e neapărat că nu jucăm bine sau nu să fie amuzant contentul, dar chestia e că trebuie să ajungi pe cineva care deja ești, să atragă view-uri. Bă, jumătate de echipă deja o am construită, să zic așa. Și cred că mai poți băga și tu de la tine. Bă, eu sper, din tot sufletul ce am mai zis, Doamne ajută să ajung cu ăștia, să zici, pe industrie sau să mai cunosc cu lumea, așa fel încât să ajung să fie mai bun. Bun, nu neapărat de joc, ci să fie catering, că să iasă frumos rău, să râdă lume. Cum jucăm. Aia zic, dar ce voiam să zic, deja eu de la mine pot să aduc un jumate de primul 11, Emi, tu, Dracu, colegul meu Nico, și bă, dacă s-o juca în timpul, mamă, offside, dacă s-o juca în timpul lui liber, Florin Regalie, să moară fata. Mamă, dacă îți dai seama, fire. Bă, să vă lauzi pula cum comentează meciul cu aia. Club cu Regalie. Doamne, pula. Titlu de, mamă, cu ei n-ai cum să nu-ți facă niște vii, măcar pe TikTok moments-o cum îți face. Pe YouTube nu o să facă mare lucru, că pe YouTube nu e cunoscut așa, știi? Bun, 3-0. Îl omorâm pe ăsta. Bine, avem și echipa acum. Nu vă auziți prea bine, se aude jocul tare. Dă-i, a ieșit și din meci, mă duc în OBS, nu? Da, deși dă-i ăsta. FIFA-ul. Tot mai încep FIFA-ul, da. Ia. Yeah. Da. Bă, de vorbit trebuie să... Pe TikTok m-au perfect. Ia, dă-i din nou în OBS, dă-i mai jos. Da. Asta e la maxim, da. Da, ăsta... Trebuie să vin și eu mai aproape să vorbesc. Gata. Wow, mșbșbei, băiatule. MJ, băi, băiatule. Ramona, moderator. Michael Jackson, bă, băiatule. Bă, dar bă, să-l auzi. Pe bă, TikTok, pe momentul o să-ți fac o grămadă. O să-ți genereze view-uri de sorul pământului. Bă, ce vrea ăsta în video? Bă, dar lăsăm video-ul la o parte, când o să-l auzi tu cum face, când pasăm noi între noi alea. Michael, da, băi, da, bă, da, m-aș pișa pe mine de râs cu aia. Să face de-aia cu aia, să dea unul din noi un gol frumos și să-l auzi pe ăla că zice Michael Jackson, băi, băiatule, ce gol ai dat. Dă-i triunghi. Bă, ar fi has. Mie îmi place așa, îmi place când apar ăștia în mainstream, știi? Când îi vede o grămadă de lume, că sunt oameni buni, sunt reali, știi? Aoleu, și cum ai zis tu cu aia cu sideman și să reacționeze la când dau un gol, când celebrează, să-și ia controlul. Da, să ia controlul, să facă așa, cum făcea Messi când a dat golul, gata. Bă, du-te, bă, e de prea, mamă, stăgea când 5 fundași și scărbos. Și uite, domnul care mai place foarte mult, să zici așa, nu se vorbește acum mult de el, KDB. Mi se pare un KDB? Da, viziunea foarte lui e una bun, la un mamă, extrem de bun, pe bune. Dar mie, bă, așa unul de... Și unul din zilele mai vechi, dacă ai prins prime-ul Dimitri Payet. Lui Payet sau Fernando Torres. N-am prins prime-ul lui Fernando Torres. Eu pe atunci am început să mă uit la fotbal. Nu l-am prins, adică pe atunci am început și eu să mă uit, dar nu știam când gen... Când mi-a scos-o pe Barça, sincer, nu, pentru el m-am bucurat, dar așa, pentru clubul meu, am zis, bă, la cine a făcut asta? Hagi, Messi... Regele! Cu Messi driblezal cumva. Ema! Bine, Ema, tu ce faci? Uite aici la o vorbă cu Lung. Toți prietenii mei de când i-am zis că vii, toți te știau. Bine, nu toți te știau așa după nume la perfecție. Da, când mă arăți. Că, asta zic și eu, că cred că am ajuns la nivelul la care poate dacă arăți o poză cu mine, îi zice, bă, poate l-am văzut pe TikTok, să zici. Aia da, aia sunt 100%. Acolo, poate pe acolo. Dar știi ce ai Semi? Că el nu crede că s-a uitat vreodată, bă, măcar o secundă la el, la podcast, un fotbalist din Naționala României. Că nu s-a uitat niciodată? Da. Băi, am zis că e nebun. Înseamnă că e și el modest, da. E modest, bă, frate, dar să... Bă, niciodată... Mie-mi plac persoane de genul care nu-și dau calde singure. Eu mereu am considerat că caldele trebuie să vină de la alții. Da. Mereu.
Îmi place de el, bravo. Bine, bravo lui că e modest, dar îi zic eu. Și eu i-am zis la fel. I-am zis că a zis că e visul lui să facă cu Giannis aici. I-am zis, păi, cred că dacă îi dai mesaj acum. Cred că s-a uitat fără să vorbească cu el. N-are treabă. Gândește-te că sunt... Deci, fii atent. Eu, uite, propunere pentru el, dacă vorbești cu el, să-l aducă părăgălie, în primul rând. I-am zis, ai zis că vrea. Ai zis că vrea, i-am zis. Părăgălie, știi de ce? Pentru că mulți fotbaliști îl cer părăgălie. Mulți fotbaliști. Gândește-te că în vestiar, după ce... Nu mai știu pe cine bătuse. M-am bătut pe cineva amical sau chiar în calificări la Euro și se auzea în vestiar, Michael Jackson, băi băiatule. Și mai zicea unul, Michael Jackson, băi băiatule, știi? Adică, da. Românii știu. Ai noștri de la națională. Deci românii de la națională știu clar. Dacă ar apărea la podcast, scuze. Atunci ar putea... Scuze. Nu ar scuze putea eu, să zică, ar putea să zică clar asta, Emi, că bă, s-a uitat un fotbalist la mine. Păi eu i-am zis și a zis că vrea să-l aducă neapărat. Dar da, eu cred că s-a uitat ăsta. Eu cred că... Da, el a intrat la mine pe ăla. Da. Ăștia mai open-minded așa, care și vorbesc... Mihăilă, care se uita și la Basa. Mihăilă, care se uită la Basa. O să hai să vin serios cu aia. Da, e imposibil, bă, e imposibil. S-a uitat, mă, Fran. Și uite cu, cum îi zice, cu podcastul cu Shelly, poftim. Shelly care îți generează view-uri instant și fața lui, nu neapărat contentul pe care o poză îl face. Cu el. O poză cu el îți generează. 100% s-o fi uitat unde ăsta. Da, răgălie intra la mine pe live acum o săptămână când am făcut cu Emi, doar că era Emi, adică că da, eu cred că au vorbit ceva deja și mi-a zis că are în plan. Foarte bine. Mi-a zis că are în plan. Văru, oricum ar fi, băi, eu chiar sunt curios ce, scuze, chiar sunt curios ce poveste de viață are răgălie. Cum a învățat talentul ăsta, sunt eu curios. Bă, eu cred că 100% a încercat ceva cu circul. Na, și eu, E prea ta... Uf, stai, dar mă, noroc, ne-a spart oricum. Aici nu se trece chiar la urmă. Stai că e cu Ronaldinho, băi, e greu. Nu bine. Se trece, am zis. Cu zi de zi nu se trece. Bravo. Dar unde mă ia, mă, abilia asta, sunt eu curios. În viteză pe Frimpong, care are 99 pace, ca idee. Alex Daro 19, salut frate. Alex Dalot, la noi pe live. Diogo Dalot. Petit. Mă, dar are bine rău pus mijlocul pe teren. Da, chiar da. Nu prea am cum să pasez. Și nu e offside. Mamă, era aproape. Am tras o secundă, aia, o secundă dacă reacționa asta mai greu. Voiam să trag de minge să mi-o pun pe exterior, dar n-am. Știu ce zici. O secundă dacă reacționa asta mai greu, era gol. Cosmin Andrei 1948, salut frate. Ulu, a schimbat bine aici, stai că mă pun la pas. Bravo, pa aproape, bravo. Puțin de FIFA Classics. Foarte bună pasa și bravo, foarte bună. Bravo, mă, Pope, Trițar, familia Pope. Foarte bun, Pou, pentru un portar gol de numărul 1. Popelu. Mamă, știi cât de meta a fost în 21? Doamne, cât plângea lumea. Știu. A avut un card cu 5 stele skin moves la 21, parcă, sau da. 22. Bă, cât și am râs. Și de cardul lui normal se plângea că-ți scotea, deci era extraordinar. Scotea tot. Scotea animații care trebuiau să fie gol. Julian. O iau. Cred că o iau. Bă, ce-mi place să te dublez cu Messi. Da, adică tehnic, nu flair sau ceva. Și flair, bă, fa mergi. Bă, du-te, bă, cum ai, de unde a top asta, că marcam acolo și eu și tu. N-a avut spațiu de nimic. Bravo. Bun. Sper că o prind. Te-a luat la bani, da, e Vidic. Opa, regele, uite în mijloc. Scuze. Mamă, n-am reacționat. Am dat, am zis când mi-ai zis, am dat șutul. Tu centrezi, încerci să vin cu Maldini, oriunde ai centra. Bă. Oh, my bad. Da, oricum sunt cornele diferite rău. Regele, mă. Bravo. Cu Hagi. Hagi. Cu Hagi. Da, dacă era oricine altcineva, nu aveam chef. Dacă n-am văzut Hagi. 1-0. Cream că avem deja 1-0. Nu știu de ce. Cream că se face 2-0 acum. Bine. La. Bă, Ben White ăsta e... Toamă, pe bune e bun. Ia uite. Bravo. Într-un fel le-am dat-o la atacant, dar cred că am retras pasa în ultimul moment, că nu mai erai liber. N-are nimic. E slab rău pe tipul agility. E mai mult e fundaș central. Da, trebuie să-i dau drumul la minge. Scuze, gata, mi-a terminat aroganțele cu Hagi. Nu, dă-i mă, Fran, fă-ți de cap. Andrei Deusean, salut frate. Fă-ți de cap, facem show, pentru momente cu aia, trebuie să-ți spui goluri frumoase. Păi și tu, păi dă-i, încearcă și tu, frate, că și tu
controlezi. Cu Messi trebuie să dăm unul. Da, cu Messi trebuie să bag un finis din ăla nesimțit. Stai că a dat ăsta, infect. Aha, player lock. Bun. Ah, s-a terminat. Da, avem... 2-0. Nu, 1-0. E 1. Văd, dar mereu uit. Cream că avem 2-0. Mai avem ceva bun pe bancă să băgăm sau i-am băgat pe aia mai? Păi la ce echipă... Andrei. La ce echipa... Dacă ne dai un follow, Andrei, ești numărul 1. Ar merge ăsta în loc de Hagi, dacă vrei, că uite cum arată. Bun, dă-i. Sau Rossi, ia stai să-i compar. Ba, ia bagă pe ăsta, pe Rossi. Rossischi, nu? Da. Și, nu știu, un Valverde în loc de Petit, dacă vrei. Da, că mi se pare Petit cam greu. Mort e. Și Valverde e și Ulit Gang, așa, are dribbling, are de toate. Băi, eu chiar sunt, ia, vreau să aud părerea ta la City Real. Dacă crezi că are vreo șansă Real. Mi se pare că le dă City rău de tot. Sincer. Dar eu sincer cred că singura echipă care are șanse cu City e Real. Da. Într-o manșă tur-retur. Într-un match singur, Interul, ai văzut ce a făcut anul trecut. A avut toate șansele. Da, toate șansele. Dar așa, tur-retur, e greu să bat City. E foarte greu, da. Mergea un text la etecă. Eu sunt și fan City, dar sunt de mult. Adică nu-s din ăla că, vai, doamne, au venit victoriile, gata. M-am pus și eu pe fan City. Să țin și eu cu aia buni. Tu erai din perioada aia cu David cu Silva. De când erau în prime, Nasri, de dar ai văzut cum arată acum Nasri, nu? Da. Mort. Bă, și-a văzut și el de viață. Da, Payet, bă, Payet, vezi că și înviase cariera la Marseille aproape. Da. Acum un an, dar nu mai știu de ce i-a terminat contractul sau ceva de genul. Hai, Valverde, iau-te. Rossischi. Cu sprintul ca bou. Hai că poate câștigăm draftul ăsta, eu am încredere. Degeaba. Bravo. Mi-am dus prea tare, nu trebuia să fug. Bravo. Bun. Da, și dacă scap acum? Scap. Bravo. Foarte bine ai făcut. Da. Ai la finez? Nu, am dat să și facă mișcare și după Trivela, finez. Cum ar veni, nu? Nu, am dat finez, dar am vrut să și o pună pe picior, nu din întoarcere, deci nu s-a mai întors. E Valverde. E agility, eu cred că. Cred că ăsta, da, mai greu. Dar asta e chestia, că nu le știu statusurile, că n-am mai jucat de mult și eu încerc, de parcă ar avea tot statusuri bune, da, știi? Bă, și după realizez că... De principiu, cu mijlocașii defensivi, în afară de De Bruyne și Zidane, nu trebuie să faci de asta. Da. Mamă, stai că... Aha, bravo. Mai știu să se întoarcă la un moment dat. Bagă-te, bă, că n-am avut timp să ajung la șușa, dar și cu verde. Vezi că dacă știe să dea cu verde cu alea, nu e slab. Ne descurcăm cu un jucător de nivelul lui. A tot îl batem, zic eu, dacă suntem atenți în apărare. Frimpong. Urât am dat-o aici. Frumos. Am încercat să vin în centru. O făcut-o de sânge. A? Rece! Da, mă, dar remis. Ia, eu zic. Ăsta, mama mea. Haide, Ia, bravo. Bă, mi-a dat cresta, mor. M-a ternat acolo. Al bate, mă, 100% pe ăsta. Fii atent. Slide? Rege. Dar cred că o luam oricum, dacă că mi-o lua el după. Ce-o lua el după? La clasiu, ăla de la mijloc. Bravo, hai că mă duc bandă. Robertson, nu știu cât de... Ia uite! Lasă. Poate, Regile. Și aici îl întorc. Am dat pas. Ține-mă, finesul știe. Te-a ținut exact. Am vrut să dau finish și după am văzut că mă apropie și am vrut să dau pas. Păi dacă știi cu time finishing... Aia bravo, zic. Vezi că nu e așa, gen... Noi putem să jucăm acum cu unul care e în finală. La draft, da, e un mit chestia asta că joci cu unul din aceeași fază. Ciudat. Aia mi se pare și mie ciudat. Păi finala e finală cu un motiv, frate. Da, ar trebui finalist versus finalist. Să fie emoții acolo, dar îți dai seama că nu cred că găsesc atâtea meciuri, știi? Da, păi da. Atâtea nimereli să fie. Stai că se poziționează destul de prost acum. Bravo, Messi. Julian. Ah. No, mai așteptai un pic.
Aici nu cred că a ajuns. Aici nu a ajuns. Messi. Da. Bravo. Merge. Fault. Cine bate? Tu bați. Poți să dai cum vrea sufletul tău. L-am mutat, vezi că l-am mutat. Poți să dai, da, asta e și fraier. Da, dă. Nu știu cum să dau direct. La Rivals joci cu player din aceeași divizie? Da, acolo da. Acolo da. Acolo chiar joci cu player din aceeași divizie. Că e elitul dezvoltat ca și clasament internațional, dacă nu da, era... Da, și joacă mulți Rivals, asta da. E chestia, că nu mulți joacă drafturi la fel de mult ca Rivals. Sau Weekend League, spre exemplu. Weekend League-ul la fel, au mulți jucători. Toată lumea bun. Weekend League. Ce-am vrut să... N-ai reacționat. Da, nu, mi-a venit prea bine. Nu mă așteptam atât de bine să vină. Nici, zic sincer, nici eu nu cream că o dau atât de bine. Ah, cream că o ștergi cu capul. Aia zic, cream că o ștergi cu capul acolo. Să o deviezi măcar. Mamă. Ia tu? Mea? Nu. Nu pot să cred. Ce bambilice. Bă, fără să vrei, doar... Hai de mult! Fără să vrei, ține mingea atât de da. Până la picior, dar e greu rău dar să-l iei. Dar batem, hai, dar asta are și echipa un pic mai bună, să zic. Îi dăm un gol acum. Trece Messi. Fă-ți asul. Ah, scuze, avem corner. Eu sincer nu înțeleg cum... Nu, nu, nu. M-a pus să controlez și după făceam preluare în afară. Eu credeam că e corner. Și eu am crezut. Eram neatent. Am dat mingea în mijloc că mă punea să o controlez și eu dacă o controlam să loveam el și era corner. Da, aia mea. Cred și sper. La portar. Degajează-o tare ca să nu ne încurcăm. Urât. Urât se dau pasele în acest moment al meciului. Valverde. Urât, coaie, erai liber, nu trea niciodată așa. Opa, bully. Dă-i mai repede, trebuie. Nu m-a urmărit în exterior, mă. Hai, mă, aici ai șters-o, da. Să avem grijă că e minutul 89. Tu, bravo. M-a ținut perfect. Ah! Oricum s-a terminat. Dar cream că șterg acolo cu spatele. Am ce ne-a ginit. M-a ținut, bă, dar se joacă, se joacă. Ia stai, o dominăm un pic. Unii au echipe Icon și tot în divizia 7. Da, mă, pentru că nu joacă. Da, că nu joacă. Gen, la unele nivele se face și diferența la echipă. Da, gen, o să fie foarte greu să bați unul care e mai slab ca tine cu puțin și el să aibă echipă de aia top. Da. Sunt mulți care au echipe foarte, foarte bune și nu știu să profite de ele. Gen, gândește că eu într-o perioadă în care, bă, dădeam numai de echipe de alea de 2-30 de milioane și eu aveam echipă de 1 milion, că atunci când mi-am făcut contul în ianuarie, am făcut 18. Mm-hmm. Mai avem o schimbare? Ia stai. Să dai pauză. Să dai pauză imediat. Adică gândește-te că și eu când jucam, dădeam de tot Mbappé. Tot, e coaie, în divizia 6-a, când mi-era silă să joc cu Rivals și jucam numai Weekend League. Bă, și îi spărgeam, bă, bun, îi spărgeam, rău. Adică nu se punea problemă. Bun. Îl schimb pe Messi, că e cam mort la stamina. Cum vrei, sau cum vrei, cum vrei. Bine schimb. Și nu cred că mai avem schimbări. Uehă ăsta, dar nu știu. Ibanez în locul lui White, avem unul full în aici. Dacă vrei, da. Mă gândesc să nu, mai acum nu chiar nu. Pe apărare, să alergem unul. Nici eu nu joc foarte bine, dar lor cu echipe bune, efectiv nu am ce să le fac. Trebuie să te antrenezi, frate. Da, trebuie să te antrenezi, sincer, că divizia 7-a, crede-mă că și, nu știu, la un moment dat ajungi la un nivel la care doar divizia 3-a să spună probleme, să zici, de echipe. Știi că acolo sunt jucători care joacă constant jocul. Division 3, Division 2, nu știu, așa mi-amintesc că era la mine. Eu pe acolo stagnam. În unul oricum ajungeam, dar depindea cât timp am. Băi, eu nici nu joc, dar cumva mereu ajung în unul. Dar mereu îmi zic, frate, hai că joc să fac elitul. Nu mă mai joc după 2-3 săptămâni la divizi. Da. Dar ce marchează acum vorul pe fiecare. Da. Foarte frumos. Bun. Bravo, mă. Bun, am avut noroc. Mi-a spus portarul, l-ai văzut? Da, l-am mutat. Bă, da, ai făcut faza perfectă, o formație de jucat în Baines. 4-4-2.
4-4-2. Eu și de asta sunt cu dribblingurile astea, că eu joc mereu un Benzema, dacă scap cu unul cu un dribbling de genul în bandă, bă, cât spațiu am, asta îmi place foarte mult, că așa ăsta e playstyle-ul meu, da, cu Benz, dacă am Benz e top. Sau dacă vrei o formație cu Benz false, e cum jucăm noi acum 4-2-2-2. Da, da, no, știu, dar trebuie să ai, trebuie să te concentrezi să fie tot ce am eu din dreapta și ala din stânga, trebuie neapărat să ai pace pe ei, nu trebuie să-ți iei ideea tehnici la cum joc eu. Opa, te-am lăsat prost aici, da, bine, pop. Negoiesc cu Florin, mersi frumos de follow. Mamă, dar sare pe mine, nu mai am timp să reacționez când o iau mingea cu un dăsta mic. Bravo. Hai. Frumos. Trasem un offside. Fă-ți hazul. L-ai pișat un pic aici. Bravo. Hazul? Da, mă, da, bravo, mă. Negoiesc cu Florin, salut, joc de o lună, mă chinui de ceva zile să trec de a șasea. Bă, te joci de o lună. Bă, te joci de o lună, e cinstit la așa. Cinstit, e bine divizia așa asta, crede-mă, și pe mine. Trebuie efectiv să joci, aia, prin chinuială faci antrenament. Repetiție. Uite, fii atent, un jucător internațional care e și pro de la care am învățat, ca sfat personal, sau uite, să te uiți la noi, poți să te uiți la Cosmin Petrescu. Da, dacă vizionezi stilul de joc al unui, așa am făcut eu cu Cosmin la FA 20. Eu am făcut, nu cu Cosmin, am făcut cu Godzilla sau cum îl chemă. A, știu, ăla, ceva de genul. Ăla, cu ăla m-am uitat. Deci i-am imitat playstyle-ul la perfecție. Ia dă-o repede, că se termină repede. Stai așa, acum. No, că coaie, ce urmă. Să te las singur, știi? Știu, dar nu, cred că o oprea oricum. Da. Bă, divizia 6 pentru o lună e perfect, zic eu. Da, eu zic e bine. Da, că te uiți la un jucător. Chit că știe engleză, chit că nu, cum joacă, bă, prins de la el, dar trebuie să știi și știi ce apasă. Și după când ajungi la nivele din astea, gen să joci mai multe, uiți, și dă formații, și dă... Da. În divizia 6-a e cam freestyle, poți să treci cu multe. Da, formații. Dar îți recomand să te uiți la pagina lui Petrescu Cosmin, cauți pe Insta, care da, o pagină în descriere, PC Coaching Academy 6, pe Coaching Academy 6, ceva de genul, are niște formații super bune postate. Eu am una dintre ele și joc la turnee cu ele. Aaaa, și ți-o pasasem acolo. Că erai singur cu portarul. Mulțumesc de sfaturi. N-ai pentru ce, frate, și dacă vrei review-uri la echipă, ai acolo Insta-ul pe ecran. Prin pong. Prin pong. Amă. Prin pong. Du-te tu, salvează-mă. Să nu fie roșu. Bun. Galben. Că știi ce penal de roșu în ziua de azi? Ba. Și dacă n-are nicio treabă cu un cartonaș roșu, ți-l dă. Să nu dea gol. Stai tu pe ăștia jos. Vezi că a prins un efect acolo. Da, știe pe frichicuri. Vreau să bat eu unul, să vezi. Mamă, nu mi l-a selectat repede. Cum ai scăpat de acolo, cum ai creat culoare de pasă, bravo. L-ai driblat bine acolo, simplu. A. Bine, eu fac și nebunel. Bă, da, e Iașin în poartă. Vezi că Iașin... E bun Bailey. Sincer, e bun Bailey. La close control. E bun Bailey, dar vezi că l-are și pe Iașin în poartă și cred că cel mai bun, în afară de Van der Sar, cel mai bun din joc. Prea bun, Iașin, eu nu suport să dau de el. Ce? Ah, și acum fix atunci o recuperam. A, prost am dat. Ah, n-are nimic. Te-am pus inconfortabil. Ia uite, mă. Să nu ne luăm acum un gol. Să nu-i dăm. Bravo. Ah, bă, da. Bă, bun, Veron. Bun, dar are body type mare. Bă, da, greu prin frate pe Ronaldinho. Și cu frimpong, da. Știu. Bine, și body type-ul lui special. Ah. Bravo. Elena, mersi frumos de donații. De un trandafir acolo. Frumos. Ah, cream că o iau. Dar oricum, nu mai are timp, Nu mai are timp, s-a terminat. Bravo. Bine, hai zic, hai, semifinală cred acum. Da, cred că da. Hai, bă, câștigam draftul ăsta și cred că vă lăsăm, băieți, presupun, nu? Da. Hai, că te-am făcut, bă, eu nu prea fac level 3, eu când sunt singur, într-o oră, o oră și aftă, ce cred că fac. Că stau și departe, mă, de aia. Și îmi pun, am și numai zilele alea, weekend și joi.
Cu Emi cât ai stat? Cam la fel cu tine, 3 ore, ceva de genul. Mm. Se fac 3 ore în curând cu tine. După, cred că când jucăm, dacă jucăm până în final, se fac 3 ore la fel. Avem și... Bă, a mers bine live-ul. Da, nu știu personal, dar mi-a mai zis Dulca de el și îmi place. E tare băiat pe bune. Ăsta, da... Tu de obicei cât ai pe live pe TikTok? Așa când am intrat eu 10-20. Depinde și de atmosferă. Da, dacă e multă lume îl țin. Am ținut, a fost un live pe YouTube în care am avut 20 constant. Și da, pe TikTok sunt curios. Pe TikTok am avut 120 constant. Pe TikTok e și mai ușor să intri în... Bă, the gaming e greu. The gaming deci, e greu. Deci live-ul de gaming e foarte greu. Așa just chatting am avut 300 odată. Păi just chatting dacă faci și meciuri. Dacă ar băga meciuri pe PC, să moară fata. Da, dar nu cape. Bă, nu știu, stai, mamă, era să dăm meci, dă-i triunghi, era să dau meci, am dat ready, dar nu dăduse asta ready și tu nu selectase, deci jucam fără tine. Mamă, bine că am realizat. Ăsta, bă, ar fi tare, nu pe bune, gaming sau ceva. Nu, dar nu neapărat gaming, bă, să poți să faci după PC meciurile. Da. Van der Sar, l-are pe tahă, îl schimbă 100%, dar hai repede să dăm și noi. Dar nu sunt eu roșu, bă, da. Îmi pasa greu. Cred că îl bulim pe ăsta un pic. A intrat bine. Cafu, nebun. Dar revedere, o să ai, bă, o să ne fută creierul Van der Sar meciul ăsta. În poartă. Van Persie în bandă, ce are, mă, vorba. Joacă cât de cât. A încercat acolo o centrală de aia nebună. Ah! Am văzut că l-a scos și am încercat să ți-o pun, nu știu, cumva, ție, din centrare. Bine, Messi. Asta e foarte ușor să faci cu Messi. Mersi frumos de țap-țapuri Rareș. Tois, salut Tois. Tois. Așa îi zic eu lui Zeus din Gates of Olympus. În germană îi se zice Tois. Lăsând jocurile la o parte. Mamă, dar mamă, se apără bine. Nu, trebuie să mă pun un pic tare. Să fiu calm. Bă, ce? Imagine că, dracu, m-am speriat. Și eu, dar am văzut că a prins și... Am văzut animația, că durează prea mult și am zis că e o de-aia dramatică. Scuze, am pasat-o aici. Păi și eu m-am văzut că durează prea mult și aia mi-am pus mâinile în cap. Încă o dată. Asta e gol. Asta e dramatică. Maga mea și... Mi-a pișat. Mamă, cum dă. Are finesse plus. Bă, e bun, bă, Van Persie. Am mâncat căcat despre el mai devreme. Că ce joacă cu el. Ia ta. Mamă. Bă, e meci greu ăsta. Trebuie să fim atent la finesuri. Bine. Tu? Încă o dată. Aia zic. Fugi, bag un sprint de la al tău, mamă, dar te... Ah, dacă dădeai un pic mai centrat, nu chiar așa în jos. Nu știu, cred că tot mă lua. Bine, aia, nu zic că te salva, dar ziceam dacă. Poate, treceai cumva. M-a trimis. Bă, să nu de... Ma... Nici nu pot să-mi portarul și mă frustrează, nu știu de ce nu mă lasă să-mi portarul. Că aici i-am ghicit unghiul pe care dă și cred că o scoteam dacă mă muta. Opa. Fără să vrea, m-am ghicit din nou. Trebuia să o las simplu. E bun, frate, asta chiar e bun. Asta joacă. Dar pasta aia nu înțeleg cum e intrat mai devreme. Zola, vezi că și ăsta dă finesuri. Am avut noroc că a dat pe roșu. Dă cu time finishing și asta l-ajută și mai mult. Dar și dacă o greșește... Doamne, m-am poziționat eu prost aici. Întoarce aici. O să și ne învețe la un moment dat. M-am scos penalti să-mi bag pula. Am crezut că intru în minge. Lasă că... Tu. Știi, vezi că dacă vrei să te arunci în sus, trebuie să te duci în stânga sus, ca idee, sau și am zis stânga sus, dar n-am zis ca să ghicesc. Bă, îl întoarcem, zic eu, dacă ne calmăm. M-am încurcat eu mult acolo, îmi bag pula. El penalti. Nu e. S-a ghicit, mă. Că i-am, îi dau printre ei. Bă, nu cred că a vrut să o dea așa.
No, du-te, bă, cum a fugit. Nu, m-am dus și eu aproape. Bine, bravo că te-ai pus în fața șutului. Lasă-mă, bă, că mă nebunește ăsta în ele șuturi. Măcar ăsta nu e un dâla scârbos, gen, să știm că ne-a dat. Fugi, e Messi. Bă, dar n-ar vrea să fugă. Bă, dar fuge tahă ăla, e incredibil. Și e gold, e gold, e mort, gen, pe statistici. Nu cred. Pătah, trebuie să zic să încercăm un pic mai mult pătah, că la un moment dat o să pice, zic eu. Nu o să mai joace așa bine. Prost, bă, prost. Bă, dar de ce s-au, nu știu de ce am ținut eu R1 din greșeală, n-am vrut să fac asta intenționat. Vreau să o driblez din prima, să o țin la picior din prima. Bun. A, am vrut la Messi. A, Tah, să mor dacă nu înțeleg cum e atât de bun. La un moment dat sunt eu sigur că nu o să greșească cu Tah. Sunt eu sigur pe bune că o să greșească cu Tah. Hai. Da, mă, da. Aia zic, hai. Bună pe Fisiham. Vezi că nu e bună, rău, dar nu cred că e foarte... Bă, oricum, la draft nu joacă cum joacă dacă l-ai avea. Nu joacă deloc cum joacă dacă l-ai avea. Sparge pe ele. Bă, dat. Eu de ce am făcut acolo? M-a luat fizicul, dar și sulet. Băgami. Nu, ce mi-a făcut, mă. Rămâi pe el acolo. Bă, dar de unde le dăm așa bine? Grijă, la corner mi-e frică. Chiar știe pe șuturi. Aoleo, dacă mai îmi dă unul, să mor eu. Băi, hai, terminat din ăla, de chiar stă să facă toate glitch-urile. Aoleo, la corner, la bara a doua, cred, sau? Bine. Ah, am dat sprint de la tare, trebuia să o pasez în spate, dacă cream că trec. Bă, dar nici pasă. Bă, lasă-mă, bă. Ce-o, bravo, po. Ce-o mâncat ai lui de dau atât de să mor pe bune. Nu cred că mai centrează acolo. La mi-e frică, o. Ba, da. Da. Messi. Bun. Bravo. Mamă. Cam greoi, Messică. Nu pot să cred. De ce a lăsat-o? Hai. Trebuie să-l schimbăm pe Valverde. Bine, hai. Valverde în a doua repriză, rău de tot. Hai să rezistăm până atunci, să nu mai luăm un gol, că are ultima fază. Dă-i în ea. Și poate avem noi ultima. Dă-i. M-am grăbit? Nu, da! Vrind. Aia zic. Zici că sunt în final la turneu. Fă schimbările cum le vrei tu. Că ai făcut bine data trecută. Bă, nu e... Bă, e bun și pe tine, dar nu e jucător de tot meciul. Nu știu ce de ăsta, cum îi zice... Ce stamina o avea, dar nu e jucător niciodată de tot meciul. Niciodată. Mai bun fundaș central. Dar uite, vezi, are stamina, dar parcă nu trage gen, cam parcă sunt mincinoase statisticile în atac. Mm-hmm. Olimpiu MH, salut frate. Bailey, dacă vrei, Rosiski în loc de Hagi. Așa, sau Bailey pe dreapta, dacă vrei. Nu știu, cum vrei tu. Bă, aș vrea aici, așa. Și... Mi-a plăcut ăsta pe finishing. Hai, asta. Hai. Hai că-l batem. Dacă ne menținem pe șuturile alea la distanță și să nu facem găuri, în apărare e al nostru ăsta. Asta se vede că nu e atât de bun din purul fapt că joacă prea skill, cu multe skill-uri. Dacă ar juca simplu și la subiect, fai ar fi vărul meu monstru. Valverde, cum se bate! Nu te grebi. Cred că tot tu, mamă. Era la Messi și scund rău de tot, n-am mâncat de dimineață. Tu
Du-te, du-te pe el, du-te pe el, că stau eu în cerchi. Mamă, dar nu mai am viteză să stau sus. Bun. Nu așa, mă. Nici nu i-am dat-o lui ea. Hai. Oulu. Nu știu, nici nu știu. Bine. Bă, lasă-mă, bă, că am pasat-o, bă, în spate. Mama e nasoală, cât de cât. Nu, am închis gaura, n-am mai putut. Bine, Valverde, Valverde, Valverde. Și are bulanții, se întoarcă, dar măcar e offside. Haide. Vezi că am dat aproape aici. Așa. Bravo. Ies un exterior. Mă, Van de Sar. Eu centrez. Încerc, mamă, dar l-a scos. Ai, la asta, ieși e scundă. Băgameș în sufletul lui. Mă. Bă, și ce-am crezut că l-ai luat? Păi și eu, la fel, aici al eu. Bravo. Fugi. M-am dus, m-am dus. Alerg, 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 am un dement. M-am grăbit, da? Ah, op. Cam dă fumble un pic Van der Sar la ele minci. Tot el trebuia să am răbdare la centrare. Mam. Face un duiur de pișate. Mamă. Bun. Nu așa prost, am dat-o nici chiar așa. Bine. Aoleu. Las că am mai înțitinit faza că aia zic. Era periculoasă. Nu, nu, nu! Bine, nu, bine. Ce pasă, bă? Aha. Dacă îl mănânc du-te, și du-te, du-te, că a greșit tot așa aici. Du-te. Ulu, în sânge am dat-o scuze. N-are nimic, n-are nimic, n-are nimic, n-are nimic. Oricum e, nici eu nu știu să dau scărița, stai calm. Ah, n-are nimic. Stânga, ți-am zis să ieși, mâncați să ieși curul tău. N-am dat-o chiar acolo. Op, ușor, combinăm. Peli? Nu, ce te pur... Mamă, mi-am mâncat zilele, trebuia să dau la stânga. M-am încurcat rău, hai, pra... Noi, 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 noi suntem. Ți-am dat-o din prima, scuze. Bă, la, 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 bă. Bă, dar mă încurcă jocul ăsta rău. Trebuie să stăm mai mult cu ea la picior în atac, în care o că ne cam bate în joc de ea minge. Du-te, bă, lasă-mă, că n-ai vreo niciodată așa. Roșu. Bă, cel mai roșu, roșu de pe pământul ăsta pasă aia și tot a intrat, mă. Aici, că ne luăm gol, am greșit, dar cumva tot m-am întors la timp. E greu că... Bă, 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 a, bă, 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 dar se luptă la Francesco. Da, chiar da. Bă, dar schimbă partea și de ce nu înțeleg de ce nu-i nimeni. Ușor, ușor. Că... Bravo. Mă, e greu cu Van Persie la care și body type-ul mare. Bravo. Nu. N-are nimic. N-am vrut încolo. Vina mea. Bă, du-te mă, lasă-mă cu aia, n-are cum să mă ia așa. Are Frimpong 99 pace, dar e mort lângă... Bun, pastora aia care are 90, dacă îți vine să crezi. Mamă, și-a făcut, bă, da. Și-a făcut-o de două ori, a făcut-o și cu stângul, da, și cu dreptul. Nu mă așteptam să fie așa în față. Nu, ce de mine să-mi schimbe, păi, ai, ah! Mamă, sunt puțin rău în apărare. Aia, așa, puțin mai... Bun. Bravo, mă. Nu tot la... Și tot la... Bă, cu aia. Și-am dat să schimb. Mor, să mor, să mor, să... Două, 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 două. Hai că am și ținut-o să ne și jucăm. E grea, că dar nici eu nu știam ce se facă în situația aia, îmi pare rău. Bă, dar două, bă. Bă, dar m-a luat aia și preluat-o ușor, să-i rămână la joc. Bun. Hai că am scos-o din joc pe aia. Bravo. Hai.
Hai. Bă, bă, scări, dar nu știu să-ți dau un sfat, nu știu. Știu ce zici. Tare, mă jur. Știu, nu știu să-ți dau un sfat că nu joc cu scărițe, că mie nu-mi place. Gen că se întâmplă ce se întâmplă. Bă, eu mai jucam, dar parcă diferă alea. Ba, pula în finesului. Nu, mă, nu. Bine, mă, am avut noroc. Bine, am uitat să scap de aia, dar nu prea a vrut al meu. Bă, hai, stai un pic, pauză, stai un pic. Am văzut-o, dar n-am avut cum să reacționez. Am stat o grămadă cu aia, ai zis tu că ne mănâncă, v-am părțit de vii. Hai, bă, dă-i repede, nu mai celebra viața mea. Ce faci așa, wow. Stai un pic. Team management. Constant pressure. Pressure or Sisky în loc de Messi. Hai. Stai. Te aștept. Nu sunt nebun. Te-am văzut cu telefonul. Nu, că încercam să fac rost de un cont de WeTransfer de la premium, să trimit mai multe clipuri. Ah, n-ai voie? Ai limită? Ai limită de 2 giga și clipurile mele sunt, dau tot live-ul și sunt milia la tăia, știi, că să nu mai stau să tai eu. Stai, nu bate. Încercăm, mai avem o fază, 2-3 faze, hai, ne aruncăm pe el aici. E greu. Să nu tragă morții lui de timp. Cam tragi. 2 minute. Du-te-n el. Nu mai avem, va. Căcat de joc. Nu te bă, lasă-mă, că nu meritai. Am greșit noi, da, ei. Da, a spus și Van der Sar, bine mă, că am rămas cu italianul ăsta, dar l-am schimbat acum de 2 ori singur. Acolo puteam să dăm bine rău. A avut șuturi multe, că a dat de la distanță mult. A dat de la distanță mult. Dar vezi că noi cum am jucat simplu și da, cu două șuturi mai mult. Mi se pare că l-am dominat la multe. Adică asta cu da, repriza a doua l-am dominat. Prima repriză ne-a spart. Hai că poate ne dă și nouă, nu știu, un draft token, dar nu să mai jucăm, să-l facem repede să închidem. Da. Uite, ți-a intrat vorul tu, Robert Costin Lungu. Ia. Yeah. Dar nu cred că dă nici pachete bune, nu, de la două victorii. Jumbo. Hai, le deschidem acum de șpârlă și vă lăsăm, băieți și fete. Ramona nu știu dacă mai e pe YouTube. Dă-le tu, deschide-le tu. Ha. N-am nicio preferință. Asta la revedere e pop. Mahdi Furati, salut frate. Bă, dar dacă pică acum, nu știu, un jucător și de 20 de care, unul special și uniformă, sunt fericit. Dar merita mai mult draftul ăla. Merita mai mult din pachete, da, astea. Da, și am și jucat, bă, da, și am și jucat bine, bă. Ultimate, singurul ultimate, ăla de l-am deschis eu, ăla a fost un pack chiar bun, că au picat două special. Și ăla de a fost 2.88, 2.89. Da. Ca ratinguri. Ca ratinguri, așa. Și Zaniolo parcă a avut probleme cu pariurile, nu? Se vorbește, dar cred că dai la transferul la Galatasaray. Împrumutat. Dar s-a întors la Aston Villa. Uite, Ramona încă e, a rămas din prima secundă până ultima. Îți mulțumim frumos, nebunia lui Zexti, salut frate. Dă-i cu ei în jos. Salut, joc de o lună. Stai că am citit ce părăs sunt. Sunt vechi. Mă ia cu pandaliile așa. La început am intrat ca lumea. Da, a fost bine, Răducu, salut frate. Yeah. Da, e mort. Ceva femeie, nu știu. No. Ordine. Silezen. Și ăsta avea potențial. Și ăsta... Ăsta nu era... A fost la Barça la un moment, da, dar a avut și la Național la Olanda, a avut niște potențial acolo. Și da, acum din ăsta n-are ce să pice, că e silver, da, e tot. Băieți, V-am pupat, vă pupăm, mersi frumos de că ai venit la mine, Lungule. Te pup, mersi. Bă, dacă îi dați acolo un follow, el o să mai vină la noi. Lungul 12, mai venim, mai facem, cu mare drag. Haideți, vă pup.